Ne auzim bine, mă? 2, 2, 2. Ne auzim? Eu zic că ne auzim, nu? E ok? 2, 2. Probă, 2. Muzica e tare, lăsați-mă muzica, că la început așa ține muzica. 2, 2. Uite, mă, Coaie, că mă aud bine dacă oprez muzica, mă, bă, ce aveți, mă? Ne audem bine, dar s-au panicat ăștia mici, că era muzica tare. Ne audem bine, uite, vezi? Probă 1, probă 2. Bă, până dați și voi share-urile alea, hai, până puneți pe story, până dați share-uri, până dați like, vă lăsăm un pic aici cu melodia asta, da? Și după melodia asta, vedeți că aveți 2 minute, dați și voi un share pe grupul de WhatsApp, pe Facebook, pe Instagram, unde aveți voi la prieteni, anunțați-vă între voi. De Dambla? Dambla! Uităm-mă și pe Dambla. Uităm și pe Dambla. Numele melodiei, nu înțelegeți voi de prima oară, este un... Music mix, no copyright, EDM, gaming, music, trap, house, dubstep. Nu da share pe grupul clasei. Dacă nu vreți cineva acolo, Isandra. We'll be right back.
primesc care sunt. Dragoș de unde, salut, șampanie, Alex, când în cup on gaming. Bă, dar sunteți mulți, Alex, repte, cup on gaming. Sunteți mulți cu Alex când în cup, sunt fan, cu de-astea. De obicei și de cu joc. Hai să ne punem și noi like-urile pe ecran, bă. Vreau să băgăm și un fel case. Deschidem și noi repede un, o cutie de 400 de euro, merge? Merge? O cutie de 400? O, merge o cutie de 400 chat? Merge pentru 300 de like-uri? Ia să vedem, câte lichine avem? Câte lichine avem? Câte lichine avem, os? Și probă 2. Câte lichine avem? Mă, suntem ok, bă, cu auzi. Eu să nu mă spune ce lichine, să rămân la vă cu băjurile sau ăsta. Să le ținem aici, sau aici, unde vrem? Ia zice, aici de desut, aici e bine? Aici e bine, aici? E bine așa? Mare calup, dam da. Păi nu, că ne mutăm în... Ne mutăm în scena asta la altă, mă, ne mutăm în scena asta la altă. Uitați-vă aici, ne mutăm în scena asta la altă și aici suntem ok. Bă, vreau să vă zic că mi-am pierdut tot. Mi-am pierdut tot din calculator, mâncava și gura voastră. Tot. Aproape tot, fără două partiții, dar am pierdut OBS-ul, am pierdut setări. Să știți că oficial nu mai am decât două scene, scene de gaming. Nici nu le mai refac pe alea de... Salut, Google. Calu, ce-i cu Calu, mă? Calu îl cheamă Dabra! Ce aveți? M-a întrebat intr-o la de Cal! A, ce aveți? Dragi pe voi! Calu-i Dambla, dă-l racului de Dambla. Aude-l pe foc, fiice, dansează. N-am nicio șansă. Dacă eu v-am spus că știu că m-aud ușor, dar e muzica mai tare la început, că nu, intrăm și stăm. Intrăm și stăm așa. Și, da. Păi, panorama de cal bate pe toată lumea, ce vezi, bă? Coaie, câte picioare credeți că-i dă lui valiza astăzi, să moară aici? Bun, așa, bă, la 300 de lichine a plecat direct, ca să știți, pleacă direct cutia aia, da? De 400. Deci până bunia, suntem noi pe joc, frate, să dureze un pic. Eu pregonezez undeva la vreo 5-7 live-uri până ne intrăm bine și începem să scriem. Primele, ăsta e al doilea live, pe jocul ăsta nu vreau să scriu, dar acum să mă apuc să scriu. Știți bine că e GTA 6, frate. Și mai vorbiți și voi pe chat acolo, vreau și o reacție la voi, să știți că eu mă uit înapoi la live. Eu mă uit înapoi la live și văd chat-ul, să știu și eu la ce ați râs când am făcut o chestie, că nu le văd cu fonfi, când îmi pun ochelarii aia, amin, nu mai văd, ești nebun. Vreau să văd și eu acolo, mai râdeți, mai dați o idee, mamă, cum ar fi să-l bată iar Dambla sau să-l, nu știu, da, astea, ce vă place vouă, ce vedeți voi pe ecran. Vreau să vă vorbesc cu chat-ul, eu sunt dependent de chat și îmi place foarte mult să vorbiți în chat. Chiar dacă nu vă văd și nu vă răspund la fiecare comentariu, nu trebuie să fiți egoiști, da? Nu fiți, Marius Vălă câte pungi gosul meu, lui Dracea, salut, Ionuț, Adrian, NCA. Adriane, mersi mult de 89 de caca, scuză-mă, iartă-mă. Și dacă facem 2000 de like-uri, dăm drumul, să știți, da? Dăm drumul, oricum o să se strângă lumea, ușor, ușor, e nouă, deocamdată afară, trebuie să deschidem și noi un pic geamurile că murim, când o să pun șubaia pe mine. Vrei să vă iau la sentiment? Nu vă iau la sentiment, că vă iau cu dalea cu, a, uite, eu pe 40 de grade, stau cu astea pe mine. Nu dați un like. Redem. Ia să spuneți dacă vă place. Deci e primul update pe care îl dau lui Fonfi după foarte mult timp fix pentru jocul ăsta. Ziceți-mi dacă vă place. Adică update-ul, adică cum arăt eu în viața reală. Dar încerc, nu știu dacă-mi iese.
eu căștile, mă. Hai că mi-a intrat dreacu asta, nu, uite, aici. El pistolero! Ha-ha! Ce faceți? Mamă, donați! Donați, donați! Da, așa. Știi cum să spune? Mi-a luat cal, mi-a luat căruță, aștept mândra să mă ia de puță. Te iubești, jegosule! Mulțumesc, donați! Pe Typestream, că am golul ăsta de 2 ani de zile, mă, cavaș. Fonfi, eu sunt Miruno. Ai și tu 18 ani să te fuci eu? N-ai, nu? E, lasă, mă cauți în 3 ani. Nu mai mă întărătați că eu mă ia dragii pe mine. Băi, stai dracu de aici, mă. Cine m-a pus să dansez așa, mă? Băi! Ce muzică e asta, mă? Dar te mă că pun acum eu, ești nebun. Arda tabla! Intră ca lumea, tată! Bate piciorul ăla, băi! Cine nu dă la-i măsai neserioasă? S-a zis! Messenger. Notificare pe Messenger. Așa că încerc. Mamă, ce bine era dacă puteam să țin căștile așa. Că nu pot să țin căștile, că mă dor tâmplele. Nu-mi încape asta. Acum eu le-am pus, dar nu mai încap ochelari. Pe lângă tâmple, când bubuie tâmplele, ești nebun. Ia. Hai că e decent. Ia bagă, băi! Alai! Aha! Vrei să vă dau TikTok-uri, să postați TikTok-uri? Ba, bă, telefonul, că ne puneți! Dacă mai bânzi o dată, îl arunc! Ce? Ah. Ia bate că călcuiul! Hai! Și să vede picior. Ne pun gupanule! Bă, o să mai modific eu ăsta așa, da? Hai la 300 de like-uri, am zis că pleacă una bucată. Am zis că pleacă, da? Nu prea vreți voi să dați 300 de like-uri. Una bucată Hellcase, 400, da? Hellcase. Unde e Hellcase? Aici e. Aici e. Pleacă cutia, dacă ne dă la babacioacă nebunesc. Ce e asta? Aaa, 288. Mai deschid una. A plecat mouse. Hai lasă că mai deschidem mai târliu un pic. Da, bine că mi-ai dat Desert Giggle de ăsta. Fut-o-te în guriță să te fut. La babacioacă să-ți dau. 129. Gata, mă, lasă-mă că vreau să mă joc. Băi, pe recepție aici cineva? Da. Ia uite-l pe Dambla. Da. Cu dedicație specială din partea lui Sirec pentru toți jucătorii de Redem, mai ales pentru cei care joacă pe serverul West Frontier. Mamă! Ciao, calule, tubă, tubătorule!
Ia uite, bă, și-au dedicație specială. Urăsc cântă femeia asta. Băi, handicapatule, ce faci? Bă, să mor eu dacă nu tricoul ăsta care cântă melodia asta. Am șters cu el pe jos după ce e de la Bershka, îl știu. După ce s-a căcat câinele în living. Cine, mă, de cu cine vorbești? Cine te-a băgat în seamă, prostul dracu? Cu unul, dar mi-a pus o muzică aici. Aoleu, unde? Dar unde ești? Unde sunt? Unde, da, mă cauți? Unde te caut? Uite, am urcat pe Damblaș, o iau la trap-trap, așa ușor. Păi unde ești, mă? De ce ai plecat de aici? Sunt lângă tine, mă, handicapatule. A, te-am văzut. Ia de-a, hai. Trrr. Hai ușor. Ia uite și ăsta-i nărăvaș. Care ăsta, mă? Parte de Damblaș. Bă, dar dacă noi suntem 3, de ce suntem 4, mă, de fapt? Păi că... Ți-ai făcut gagii, futu-te în gură, să te fut. Nu, prostule, ăsta e instructorul nostru. Astăzi o să ne arate cum să vânăm căprioare. Că ai văzut că suntem handicapați și proști și noi vânăm numai mistreți și vulpi. Care, cine, mă? Cine? Ăsta? Nu ăsta, mă, ăsta de aici. Uite, nenea ăsta de aici cu pălărie galbenă. Care e maro. Ăsta. Da, ăsta. Aha. Ia-ntreabă-l. Cum vânăm căprioare? Aaaaaaa! N-ai drumul, băi! N-ai drumul, bă! Ca mea aș pune în gura ta de boschetar! Nu dacă n-am vrut! Te-ai în gura ta, te fut, Vanea! Te dai la mine, mă? Nu, mă, nu n-am vrut, iartă-mă, stai, gata, pace, pace, între două dobitoace! Da? Du-te-n pula mea, că dacă îți dau doi pumni în cap, te trimit înapoi în grajdul ăla, gata, hai că nu ne batem! Poate vrei să-ți usuc jugulara aia, fraiere! Gata, frate, frate. Dar brânzai pe bani. Da, și asta e adevărat. Fii atent, mai să ți-l prezint pe domnul ăsta. Păi stai să-mi iau și o basca mea cu ciucuri. Ha, ce prost ești, nu știu să o iei de jos. Flexează mușchiul râmă. Handicapatule. Ia uite. Ha, ce prost ești, băi, ți-a dat-o băiatul ăla pe lui. A, stai, mă, că o iau eu înapoi. E handicapat ăsta, mă. Băi, ce faci, mă? Dar de ce tot cade jos? Stai, mă, că o iau din nou. Să trăiți, domnul. Sunteți domnul instructor? Să trăiți. Aproximativ. Păi și ce ne învățați? Cum să conducem? Cum să călărim? Cum să... ce facem? Să tragem cu arcul! Mama, aia... cu aia dat într-un înger, sigur. Unde aia? Cineva... mai omoră pe cineva, șef. Dambla! Tu-s morții tăi, vinam cu aia! E în Dambla săgeata, nu? Dacă mi-a dat în cal, tu că-l surechesc. E în Dambla săgeata, 100%. Nu e Dambla, iată-l. Aha! Da. Bravo, prostule! Hai la tata, Dambla, vină cu a. Hai la tata! M-a făcut numai din amol. Dambla, eu ca stăpân. E nebun la cap. Unde mergem, șefule? Ia, haide să mergem să ne înveți și pe noi, să unde vânăm și noi. Unde? Să luăm căruța, vino că a făcut ai gură. Bă, na, așa, na, mai dai, mă, bă, ța mea și pula în gura ta. Stai, mă, gata, mă, băi, gata, mă, era de test. E, nu te lași, nu? Na, nu te lași, nu? Hai, vino, na. Gata, bă, că ne scade reputeția. Al dracu, stai, bă, cum e, bă, pus, ia uite, bă, m-a pus pe jos, bă, al dracu, ia, bă, stai, bă, burtă. Că mă faci de nămol. Ăsta e șerif, fraiere. Bă, vă potoliți? Păi și eu-s de vină, bre, nu ăsta-i de vină, că el a dat primul. Ce-ai făcut, mai scos la soul la mine? Te potolești? Aaa, ești mecher, tu m-ai luat de pe cal. Ia te-ai și liniștit aici. Da? Fraiere, ce o să-ți fac eu o să fie televizat, vreau să știi. Hai să ne calmăm, să-l ascultăm pe domnul. Hai, deschide, dă-te în pula mea de aici. Ce faci, fraiere? Ia uite, ce gust are nămolul. Am dat și mie drumul. A, da. S-o parola ce? S-o parola, trăiesc, cucuiesc, ușa mamii de scuieț. A,
Mario 1207, eu cred că tu ai impresia că eu să mă compor ca în 1907, să-ți fac ție romplay de la de calitate. Du-te și caută unde vrei tu, că aici eu sunt fofi și mă joc cum vrea belengherul meu. Aha! Ai auzit? Haide, măi! Șefule, ne trebuie căruțe la vânătoare. Hai, mă, că știu eu ce fac. Mi-ai mai luat tu pe mine? Hai să mergem să luăm căruțele atunci. Asta că-l iau eu pe ăsta. Hai așa, că nu e așa. Unde mergem? Să mergem la vânătoare de bizoni. Bizoni? Mergem cu căruța sau fără căruță? Mergem cai până în Blackwater, luăm căruțele și... Haide, mergem cu matale. Unde gata, gata, mergem hai. În spate la matale. Haide. Hai la drum. Băi, am mâncat niște iba. Haide, pișamași pe tine! Haide! Haide, nebunule! Mă mai ai tu pe mine, fătute în gură, te fut! Mă mai ai, mă? Mă mai ai? Fătute în... Ma... Ce-ai făcut, mă, fonfic? Na, data viitoare ca să știi să mai faci urât cu mine, fragaiere! Ia uite-l! Băi, ce faceți, băi? A nebunit sarcâmii, băi! Băi, stai mă că mi-a dat calul cu copita. Băi, Marea, la cine e Mărăricul ăsta? De unde, de unde a venit? Nu știu mă, e aici o persoană importantă în oraș și a venit că el a de ăsta, cum se zice. În oraș e Măsai Tatu. S-a zis, hai zi mă cu el. E de ăsta mă, cum ar veni șmecher, cum ar veni aici și de la ofițer de integrare a forțelor de muncă, așa se numește. Aaa, la bă tristă. Ia într-un vezi, fel. Te pricep să îmblânzești un căluț din ăsta? Eu? Stai așa că ți-arăt acușa. Ia să vedem. Scot la sou? Mamă, dă-te că scot la sou. Sar pe el, sar pe el. Hai, Valea, ca vremurile bune! Stai cu tata aici. Stai cu tata, 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 stai cu tata. Opa! Mamai! Dii! Târr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 r
mea stă. L-a luat, l-a luat. Haide, mă, haide. O, tata. Dă-te, 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 dă-te. A, fătu-te în gură să te făt. Dambla, vino cu a! Dambla! Nu vrea, nărăvaș? Nărăvaș, nărăvaș, ca lumea! Hai, tata, pe el! Pe el, fătu-l în gură! Ține-l-l! Dă-te, mă! Dă-te, mă! Mamă! Bă, dar de ce te bași tu pe calul meu, bulangiule? Bă, ăsta nu că e prost, mă, e super prost, mă, și în realitate ce aici am? Nu mai văd nimic, nici cu ochelari, nici cu ceața asta. Băi, poți să nu te mai bași peste caii mei? Păi nu erai pe el, unde? Păi s-a băgat handicapatul ăsta de pirat. S-a băgat pe calul meu, ce căuta el pe calul meu, nu știu. Cine, mă? Pirat ăsta, pirat. Salut, bre. Hai, noroc, salut, noroc. Salut, ce cu agitația asta aici, bre? Încercam să prindem niște cai de ăștia sălbatici. Nu, cred că e ceva răfuială pe aici. Păi dacă te dai jos după car, s-ar putea să vezi niște răfuială. Tată, nu pot. A, bre, încetează. Păi ce încetează? Tu crezi că ești aici boier pe moșia asta? Asta e dată de la Dumnezeu, să se bucure toată lumea de ea. Stai, bă, că să cacă calul pe calul meu. Hai, ăla. Hai, noroc, noroc. Hai, noroc, să trăiți. Bă, handicapaților, eu cred că trebuie să mă puneți pe mine, șeful vostru, că nu știți să vorbiți cu nimeni. Fiți, mă, și voi mai cu boașile la voi. De ce vrei, mă, vrei să mă bag cu omul acum? Da, dacă e nevoie, îl surechim, îl tăbărâm, ce-i?
Îl tăbărăm dacă e nevoie, da. Păi cu cine ăsta care, uite-te și tu, merge la vânătoare și el merge cu căprioara după el. Unde te duci, mă, la pește? Păi vrea să, nu știi că la pește, dacă vrei să prinzi un pește mare, pui un pește mai mic. Merge la bizon, el vrea să atragă căprioare. A, atâta poate el. Păi nu, că dă, pune momeală la bizon căprioara. Vanea! Da. Vezi crucile astea aici în față? Da. Dacă te apuci și sap cu lopată, o găsești și pământ 100%. E posibil. Da, bă, da. Mai avem mult, bre? În stilul ăsta ajungem mâine. În stilul ăsta, da, da, da. Hai să-i dăm o leacă așa. Pe matale, în față, că venim de pe matale. Eu puteți să luați avans, că oricum va ajunge dambla mea. Păi damblagiu ca tine. A, uite, al meu a luat-o așa, la mișto. Ușor, tata, ușor, dambla, ușor, tata. Știi ăștia ce poate, mă? O cu tata, o ușor, ușor. Bă, dar cât merg eu numai bine, dau eu un pic de muzică. Mamă, nici like-uri nu dăm? Nu-mi place. Îmi place, mă? Sunt o boană, mândră mea, măi. Niște gloanțe. Au și începe a juca, măi. Ce s-a întâmplat? Am acroșat, ne-am acroșat o leacă. Eu ți-am spus e că tu nu știi să mergi cu calul ei? Băi, nu prea știu. Ia uite-l pe ăla, băi, băi! Băi, băi, milogule, ce faci, mă? Băi, dacă nu dai drumul de aici, îți bag două gloanțe, băi! Ai grijă, băi, te-o la palme. Păi cine e tu la palme? Îți dau o copită la ureche. Ia vino, ia vino cu amă! Păi, tu, tu ce s-a stea, mă? Ce scoți arma? Păi, ce e moșia ta aici? Nu e moșia mea, dar ce scoți arma la mine? Păi am scoți arma că vreau și că pot. Am doi ochi cu care văd și doi cu care te văd mai bine. Ai probleme? Hai, șefule, că dacă nu cauți peste probleme... Băi, Peter Pan, vrei să te găuresc? Pleacă de aici, șefule, dacă nu cauți probleme, haide. Hai. Băi, grijă-mă cum vorbim. Valea, 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 că nu mai zic o dată. Iară pui mâna pe tine, mă. Iar pui mâna pe mine, ia mor tu. A fătă-te în gurița să te fovinăm cu ace! Vinăm cu ace! Fătă-te în limbă! A, da? Bă, ajutor, bă, că ăia nu mai e cu mine, bă! Așa, na. A, ta viitoare! Dezlegați-mă! Mamă, ce m-a lovit la mâna, fătute în limbă. Vanea, puțin ajutor aici dacă se poate. Da, mă, asta încerc, stai așa. Mă, ce faceți, mă? Ce-ați făcut aici? Nu mai veniți la stream snipe să vă băgați în seamă, vă rog. Că o să vă împuși pe toți, mă doare în pulă dacă mi-au bani. Ce s-a întâmplat? Dacă mai îmi vine cineva la stream snipe și dacă îmi dă bani, eu îi împuși, să știi. Cum a ajuns să fie întins pe jos? Eu l-am întins pe jos. Păi bun, încercați să-mi explicați un pic situația, că văd că l-ați și împușcat. Da, deci, domnul de jos de aici, ăsta de-l ridicați dumneavoastră acum, a vrut să atenteze la calul meu, la Dambla. Uitați-l că-l vedeți că e jos acolo, săracul, cred că s-a dus, uite-l.
L-am pușcat? Păi cred că l-am pușcat, nu știu ce a făcut, i-a pus piedică, habar n-am. Pușcat, aruncat cu lasou în el, da. Noi vânam aici așa, frumos. Vânam, mergeam spre vânat. Mă, ce se aude cu el? Am înțeles. Da. S-a întâmplat ceva? Vreau? Eu zic că nimic, am băgat doar mâna. Doar nu ți-l păcal, domnul șerif, da. Și veniți un pic cu mine. Păi și-a murit amblamă. Da, amblamă în cațe și cuiul tău dacă nu te ridici și îți bagă tata morcov dintr-una. Bună seara, bună seara. Ce bună seara. Deci, cam ce s-a întâmplat aici? M-au auzit? Bă, dar cum opresc eu muzica, mă? Ce faci, bă, nene, bă, după ce te-ai supărat că a murit calul ăsta, am săracul, înțeles. Că calul n-are nicio vină, mai îndai și matale pumnul în ochi. Da, 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 am înțeles. Domnul șerif? Băi, să trăiți, bă. Da? Să trăiți. Ce s-a întâmplat cu băiatul ăla meu? A fost un cal, bă. Eu l-am rănit, personal. Am înțeles. A devenit agresiv și era recalcitrant. Le arătam domnilor cum să vâneze. Ok, o să discut cu băiatul. Poți să lasă jos colbicul ăla, domnul. Da? Vorbiți cu domnul șerif. Ok, luați-l mă și ziceți la doctor. Bă, dar damblaua mea ce face, bă? Ia să vedem. Mamă. Stai așa că i-a murit furia albă. Bă, ce faci, bă, ca n-amicină? Da, mă, ia stai așa că îi bag aici, îi bag ca n-amicină. Auzi, bă. Bă, oarea. Mai dau da. Dă-te-n pula mea jos de pe cal, că după ce că suferă. Faceți loc. Că trebuie să-i dau. Haide, viața mea, hai. Hai, Dambla, sus, tată. Dă-te, mă, că stai cu picioarele pe el. Hai, Dambla, că tu cum dai cu copita, nu dă niciun cal. A dat, cu Corneluș, i-a dat lui băiatul ăla o copită în ochi. Nu mai vede copite două zile. Nu prea, Dambla, că nici la mine n-a vrut. Stai așa că mai e aici, Andreea. Domnule guvernator. Domnule guvernator. Da. Aveți două secunde, vă rog. Stai să rezolv cu acest căluț. Aie, mergi cu mine pe cal. Nu merg, mă, fără Dambla. Păi unde Dambla dacă nu mai e Dambla? Dambla, suie sus. Suflei, bă, în gură, fă-i respirație, gură la gură. Nu vrea acum, nu? Da. Cercăm un pic mai târziu. Da. Vrea remediu. Bă, dar să face bine? Ia că îl facem bine. Ia căluțul meu. Care, ăsta? Ăsta, din dreapta. Mamă, dar e că ai împrihănit așa un pic. Bă, fii atent aici, că eu doar te închiriez vreo două ore, n-am treabă cu tine. Dacă mă dai de-a berbeleaca, fii atent că ne supărăm rău de tot. Stai aici, băi, blagiule, unde te cu te duci, băi? Băi, nu vrea să-l las jos, zicea că vrea să-l ducă la doctor și după aia să-l ducă la... Aolo. Mamă, ce bine stau pe ăsta, e... Ăsta e pacheta AMG de ăla. Bă, trebuie să mergem să dăm mâncare la cai. La cai... Să dăm mâncare la cai, nu? Da. Da? Să nu-ți bag eu pula în gură, calul meu e mor și ia deși gulul jos? Păi și ce să facem acum? Să moară și al meu? A, da? E să moară, dar să moară și capra... Păi ce ai cu Corneluș? Care, bă, să moară și capra vecinului, bă, prostule, când are ăsta-i capră? Păi poate fi și capră. Nu. Știi cum să zice? Ochi pentru ochi și câine pentru câine. N-ai auzit de fenomenul din districtul Cacancioc? Că a ieșit calul ăla de s-a împerecheat cu capră și a ieșit ciupacabra? Da, mă, da. Ia, e fix. Să face minune. Dambla! Nu vin! Fii atent că mi-a murit calul și bate gongul. Mă scoală, mă, fudutie în guriță să te fut! Dacă nu scoli, te omor eu. Nu e frică, mă? Unde sunt ăștia, mă, mâncați-și? Uite, ăsta e calul, dar trebuie să-l iau. Hai cu tata, băi, hai!
E cam nărăvaș ăsta. E cam nărăvaș ăsta, să știți. Da, dacă îl chemați acum, dacă îl chemi acum căluțul. Dabla, hai cu tata, hai. Dabla! Nu vrea. Unde dragul să vrea, nu vezi? Că nu vrea. Noroc. Hai băi, luați aici, dar chemați căruța azi. A, putem să o chemăm și aici? Da. A, e bun. Vanea, cheamă căruța, băi. Da, mă, da, asta fac. Și mergem după dumneavoastră? Mergem să căutăm pe aici niște animăluțe, să vedem ce găsim. N-am murit, bă, Dambla, să face bine. Zace el acolo, dar... Așa e ceva bandă de-aia, gangsteri. Păi cât să facă, mă, figuri? E regulă de trei simplă, mă, nu te deranjezi, nu mă deranjezi. Cea mărțolina, cea de la lău. Yeah! Haideți, domnilor! Mulțumim, să trăiți! Sănătate! Sănătate și virtute! Sănătate, numai bine! Rău la nimeni! Haide, băi! La Nadine am fost ultima oară cu calul, să mor aici! Salam de Sibiu din Dablau meu. Bă, mulțumesc Silvia Cula, am văzut donația și Andrei Nica. Vă pup, mulțumesc. E că acum am văzut, să munci o golul ăsta. M-a înervat ăla, nu pare o golul de nimic aici. Trr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 r
Hai, dă-i a doua. Ce joc e? GTA 6. Mă, ce dracu umblă ăștia, mă, așa, cu coarnele alea în cap? Ce ăla mânca v-aș pula voastră? Godzilla? Aici și-a pescuim? Asta e zona unde apar bizonii, doar că sunt deja, văd doi băieți acolo cu căruțele care cred că i-au curățat deja. A, da? Da, da. Păi așa e puțin e băieți? Sunt mai mulți, dar dacă sunt dragul, doi... Dar le dracu, niște căpreoare, ceva, nimic? Ia să... Bă, dar ce sunt ăștia bizoni, zombii? Da, te-a, bă, că mă duc să-l văd. Ia vină, mă, încoace, să-l vezi și tu. Dar eu zic să nu pui mâna pe el, să nu-ți iei vreo boală, ceva, ia uite și tu. Na, mai zi ceva. Bă, și bă, cine seamă ăsta, bă? Ha? Pă, mă, ta, mă, futu-te în gură, că... Bă, fii atent aici. Stai aici! Mamă! Stai aici, fraier. Bă, stai, bă, că nu vreau să mă bag cu tine. Haide bine. Bă! Am văzut trei bizoni. Da, stai un pic, bă, tu, dacă tu ești pacifistul pulii mele și lași pe orice ciuriburi de ăsta care vine să se ia de noi și nu scoți pișcăciu să-l omori, fii atent că eu nu sunt frate cu tine. Suntem inamici.
N-am venit, nu te-am salvat de la de-acolo. Du-te, dracu, de aici, după ce n-am pușcat eu. Sugi. Păi tu vrei să te bați cu toată lumea, nici da, n-am păi, da, ce? Și vrei să ne batem cu toți? Păi da, ei ce are cu mine? Păi n-are nimic cu tine. Dacă are ceva cu tine, ce-ai făcut, mă? Da, bă, că încerc să-l prind pe ăsta. Unde să-l prinzi? Că nu-l prinzi dacă e de la zombie, unde dracu să-l prinzi? Da, uitat. Uite în partea aia după dealul ăla. Și împușcăm sau îi prindem? Îi împușcăm, îi împușcăm și ne luăm pile. Am scos piștoaca, unde sunt? Ia. Dar te că vă arăt eu cum să faci. Mamă, eu trebuie să văd până ochelare și aș nu văd nimic aici, nebun. Amorou! L-am luat! Mamă, băi, hoba, trrrr! Unde mă duci, mă, bestiu? Mamă, stați, mă, că mă sună toată lumea. Sunt live, frățiorul, da, ce e? Bine, ok, orguce. Te sun după live, hai. Mamă, m-a sunat 40.000 de oameni, mă sună. Unul e al meu, fută-vă în gură, dacă nu-mi dați. Unul e al meu, băi. Sunt protejați până lege? E, te pula. Stânga, 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 stânga! Așa. Două căruțe, trei vizoni. E clar. Unul e al meu. O să iau până gardul ăsta, bă? Ce are? Bă, dar nu pe toți, mă! I-ați luat pe toți, nu? Ce anume? Mamă, i-ați luat pe toți? Păi și eu am împușcat unul. Bă, unde e bizonul meu? Aolo, e proprietate privată aici. Dar dracu, să ies pe unde am făcut urmă. Atea oamenilor aici? Da. Aoleu. Nu e numai strica gardul la oameni. Păi stai dracu, să ies pe unde am intrat. Gata, nu mai stricăm nimica. Ia tata, pune pielea asta. Păi aia era pielea mea, nu trebuia să o luați. Ia-o. Unde mai merge șeful acum? Păi cum puneam ăsta aici? Stai dracu. Am călcat. Căzut în cap. A reușit tata, ai pus-o în căruță, o pun eu? Nu moșule, că nu mai merge, stai un pic. Mă, dar ce are mă cu tine acum? Mă, dar de ce mă dai mă jos în căruță? Gata, am pus-o. Ia vezi acum. Cătălălă. Hai la mine, băi, sus. Păi nu vrea, mă, spate. Bă, dar nu trebuie să vrea, te urci normal. Bă, încordezi mușchiul space. Nu, că vreau să vânez un pic, vreau să mă învăț și un pic cu asta. Nu mă interesează neapărat roleplay-ul ăsta, că oricum lumea face roleplay. Hai, zic, și stai acolo. Hai că mai sunt și dar vorbesc numai cu nenea și cu bă, cu sănătate multă, că nu mi se pare amuzant deloc. Fac un mix. Atât timp când nu-i deranjez pe alții, nu vreau să mă deranjeze nimeni și atâta, mă joc eu de nebun. Bă, frații mei aici, ia uite-mă.
Ia meu, ia meu, ia meu! Ia meu, băi, ia mâna! Te-ai omorât. Eu l-am omorât pe ăsta pe primul, ăsta mai mare. Dă-i, dă-i, dă-i și dă-i. Mamă, câta nabila. Cuțitul la el, băi. Scoate cuțitul. Mamă, ce pătră iese din ăsta. Așa, așa, cu da, dă-i. Vezi unde ți arată, tot pe acolo, prin zona ce. Ia ca, băi. Ia uite, are patru țâțe ca vaca. Opa. Hai, da sus cu ea. Bun, bun. Bă, te ajut să o pui? Zi, mă, Vane. Flexezi mușchiul click dreapta. Da. Și apoi mușchiul J sau F, nu mai știu ce. Mușchiul J. J cred că era. Nu e, bun. Trebuie să-ți apară acolo. Nu apare, hai, pună tu. Pună tu, că n-apare la mine. Pui tu, Vane, sau pun eu? Dacă a pus mâna pe ea, zeamă că o pune el, nu? Da, mă, dar nu merge să-mi pun eu în căruță. E pe J, dar trebuie să ții încordat o leacă mai mult mușchiul click dreapta. A, bine, 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 bine. Până apare. Mai băieți, că am plătit $400 să reparăm gardul ăla. Cât? Mulțumim, șefule, mamă. Pentru ce, mă? Pentru 500 de metri de gard? Atât s-a putut. Și acum vânăm iar bizon de ăsta? Ce mai găsim pe aici? Vedeți și noi ce găsim. Haide. Dă-te, futu-te în gură că trec cu copita pe tine. Bă, da, așa nu trebuie să bea apă, mă. Eu zic să așteptăm la apă aici. Eu ți-am zis că te zic lunea, Gheorghe, să plătesc gardul, nu? Mamă, deci nu-i diclez deloc, bă. Ai grijă că s-ar putea accident! Ia. Domnul. Da. Bună ziua, v-am văzut că vânați bizoni, dacă nu mă înșel? Ați văzut bine. Licență aveți, domnule? Poftim? Licență aveți de vânătoare? Păi eu conduc calul, ce v-am făcut? Păi da, marmă, n-am nimic. A, presupuneți că vâneți bizon. Nu, mi-ați spus că voi n-ați bizoni și v-am și văzut când ați împușcat bizoni. Eu? Dumneavoastră. Uitați-vă sub pălărie, am patru ochi, eu nu vă să trag bine cu arma. Haideți, domnule. Putem să facem o inspecție dacă vreți. Da, nu retragem de șirete deloc. Uitați, aceasta este căruța pe care o conduc. Inspectați-o. Pot să vă ceai într-o. Normal. Noroc. Trăiești, șerifule. Trăiești, domnul șerif. Domnul șeriful face un control aici la... Foarte bine, foarte bine. Cred că mi-a ITP-ul. Ia spuneți, domn șerif. Am vrut să l-am văzut pe domnul că conducea căruța și a trecut lângă niște bizoni și mi-a zis că a vânat și l-am întrebat dacă are licență. No, am zis că vreau să vânez bizon. Atenție. Deci dumneavoastră a spus că mergeam până vânat bizon. Am încercat. Uite, nu, sunt fair play, bine? Ce ați încercat? Am încercat. Da. Nu v-a ieșit sau cum? Nu. Deci practic n-am vânat bizonul. Sunt curat. Ăsta are. Uite, ăsta. Domnul cu mustață? Da, ăsta. Eu, domnule, n-am nimic, nici nu știu ce e aia vânătoare, domnule. Haideți, domnule, ne tragem de șiretări pe aici, oricum toți avem bocanci. Și asta e adevărat. Este sigur că n-ați vânat dumneavoastră bizonia din spate, nu? Eu nu! 100%! Dacă mă uit în căruță, n-o să găsesc aici vreo piele sau vreo carne de bizon, nu? Asta nu înseamnă că eu am vânat, dacă este carne. Până nu mă prindeți cu mâța în sac, știți cum e, sunt negustor cinstit. Bine, domnule. Câinele apă nu se face. Da, vă zic că mai bine cumpărați licența decât să vă luați amendă pentru asta. Poți să cumpăr de la dumneavoastră? Nu puteți cumpăra de la amendă, de la secție, este $10. Da, nici nu mă interesează să vânez bizon. Am înțeles. Bine, domnule. Să trăiți. Aveți o zi bună. La fel și dumneavoastră. A, doi bizoni! Mă duc.
Aolo, nu că mă prind ăsta. Mă râdem alea, nu? Bă, dar de ce toată lumea așa grumpi pe aici, mă? Așa era mai dracu pe timpuri, știi? Salut, stat. Mamă, ce puține lichine avem. Băi, handicapatule. Băi, de ce m-ai dat în gât, băi, pulangiule? La păi, poliție. Păi ce vreau, mă, să mă prindă pe mine cu bizonul în sac? Da, prostule, dar te prindea oricum și pe tine, așa m-ai dat și pe mine în gât. Ai făcut-o iar pe aia să moară și capra vecinului. N-auzi, mă, că noi n-avem capre. Și vezi că ai o problemă. Ce? Ca în zbor și n-ai cai. Zău. Zău. Așa vezi tu. Păi eu știu că așa văd eu. Hai, mergem să ducem ăștia? Hai să ducem ăștia și după aia ce facem cu banii? Cu banii? Ați da, că găsim noi de... Cumpărăm un cald de la jmecherul. Un cald de la de curse? Da, de cursă lungă. Merge. Semicursiere de aia. Merge. Hai. Bă, dar unde-i vând pe ăștia, mă? Stai așa, că nu știu unde-i vând. La măcelar, nu? Hai să trăim, vrei? Aolo, să trăiți. Numai bine, Doamne ajută. Numai bine și dumneavoastră. Ce faceți, domnul meu? Uite ce să fac. Merg să beau un mied, o ceva, nu știu. Un strugure stors, nu știu ce găsesc. Dumneavoastră? Da. Eu bine vreau să vă toți. V-am văzut aici, sunteți pe treabă, sunteți oho, puși pe vânătoare, oho, tare, perseverent. 12 bizoni am prins, singur, cu o mână. A vrea că sunteți și mulți, vre. Păi da. Vă văd aici, sunteți păi, mulți. Vezi? Unde-s mulți, puterea este. Asta e foarte adevărat. Haide, trăiți, haide că avem treabă să nu, nu vrem să vindem pieile astea de bizon. No, no. Gata, vrem, vă las, avem bizon. Mai bine, Doamne ajută. Ei, băi! Bă, dacă mă strigați până ceat, nu văd ceatul, mâncava și gura voastră, eu vă văd, dar... Vreau să înțeleg și eu ceva din jocul ăsta, că de-aia ne jucăm un pic haotic acum la început, fără nimic a scris. Trrr! Haide! Dii, tata, dii! Dii! Dii, firar dracii după tine, că scoate asta dacă... Dii! Hai, când vezi biciu... Vezi că trebuie să facem dreapta! Direct! Op! Stai, mă, bă! Bă, tată, bă, bă, omă, 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 omă. A, mă, că te-ai revenit. Hai, tată, hai cu tata, ușor, haide. Haide să mă... Fătu-ți Dumnezeie, măti și rasa în gură! Bă, cai, bă! Cai! Ce dracu mă fac aici, că nu merge asta deloc. Bă, nu pot să iau din căruță nimic, mă.
Dambla? A, mâncați aș curul tău, ți-a revenit. Vino încoace că avem treabă. Am făcut-o pe accident. Stai băi, huu, trrrrr. Vana! Bă, unde e ăsta, mă? Vana, ești aici? Mamă, m-am pierdut de ăsta și mi-a fugit ce cai. Hai, Dambla. Bă, ăsta nu-i calul meu, mă! Ce faci, Ibrahim, furcalul? Bă, să moară Didi, dacă... Mamă, iartă-mă, Nericule, am crezut că-i Dambla mea. Iartă-mă, uite, ți l-am adus aici, scuze. Bă, am încurcat calul, băi, ce chior sunt și prost. Dambla, de ce dracu nu nechezi, mă? Unde te duci? Păi, mă duc la prietenii mei. Păi sunt aici, mai în față, n-ai văzut? Păi acum mă duc. A, na. Ați putea insinua așa ceva despre noi. Noi suntem oameni cinstiți cu frica lui Dumnezeu. Marea, avem o problemă. Da. Aici nu e vorba de frica lui Dumnezeu. A fugit. Frica legii. Cine a fugit? A fugit. Stai așa, Oleac. Am intrat cu căruța în gard și a fugit pieile și am rămas cu caii degeaba. Nu, invers. Așa zare tu. A fugit pieile și a plecat caii? Nu, mă, prostule, caii. Am făcut accident. A plecat căruța da. Și a venit... Da. A venit poliția, potera? Da. Nu, mă, nu! Mă, vină, las că-ți explic. Deci unde-i căruța acum? Vină cu mine! Hai, urcă. Hai sus! Deci, a fugit pielea. Acum vinim! Haideți puțin, vă rog frumos, dacă... Dă-i, ușor. Bă, că mă țin! Ia zi! Fii atent aici, am făcut accident și a fugit caii și nu mai pot să mai iau pieile. Aoleu! Da. Hai din coacă, ne punem pe cal și-l chem și eu pe George, calul meu și... Aici, dar ce făceai acolo? Uite, asta e! Ia uite, la ce frumos! Acolo vindeam! Calul meu, uite, vezi? Pe bravo! Scuze! Bravo, era să rup chicioarele, bravo! Scuze. Așa, mai dă o dată! Vai de pula mea, dar e plină căruța asta, nu cred că avem cum să luăm. Păi, bă, cheamă căruța ta. Da, mă duc, stai așa. Cu dedicație specială din partea lui Sirec pentru toți jucătorii de Redem. Mai ales pentru cei care joacă pe serverul West Frontier. Asta în căruța aslantă și se vinde, e greu. Cea, calule, dubă, dubă, dorule! Băi, mută-l alea că pe Dambla de aici, dă-te-vă mai încolo. Băi! Ce-ai făcut, bă? Ți-a dat cu copita? Bă, dar învață-l, mă, să nu mai dea cu copita. Nu, nu, eu l-am învățat. Băi, ce faceți, mă? Ulo, mă scuze. Nu mai fac Omegle, frate. Păi și acum ce facem? Mutăm dintr-o căruță în alta, ce să facem? Păi da. Așa e, dacă e prost conducătorul. Bă, dar eu nu pot să umblu în căruță. Ba da, mă, poți. Ba nu pot, mă! Țineți mușchiul la click dreapta. Am, așa! Mai lung apăsat și... Așa. Și mușchiul G. Uite, mă duc la curul aici, na. Nu la cur, aici, la roată. Aici, la roată, la roată. Dacă eu zic, dă-te așa, dă-te de aici. Îți apare jos acolo căruță VIP și cu... Nu! Actions!
nu acțiuni, trebuie să apară jos în dreapta căruță VIP și un mouse. Bă, Blue, n-am mă coaie, stai că sunt pe Discord. Nu am, uite, uite acum vezi că ți apar AIM. Ai, da, AIM. Du-te, dă-te mai în dreapta, mai spre roata asta. Nu, la fel nu mi-a părut, uite. Am într-una actions, vezi? A, da, tu ai pentru că ai făcut ceva sau... Ia scoate arma și bag-o din nou și după aia du-te din nou lângă căruță. Am mai făcut asta. Hai, se apare la în continuu, AIM weapon. Bă, să ne facem și noi licență de aia, mă. Da, mă, da. Da, mă, ți vară după aia. Da, mă, nu mergi. Hai, vorbim. Dacă oricum luăm noi vânatul și ți-l... Haide, mă, dar mai cu talent. Da, bla, bravo, mâncați, ești curul tău. Câte bucăți e de la fraierul ăsta? Bă, vezi că nu ții, ți-a dat, mie mi-a dat. Păi ție, mă, de fraierul de tine era vorba. Ce-i de fraier? A, păi nu, mă, vezi că aici m-ai confundat cu tine. Da? Nu știu care e fraier. Care încarcă și care stă. E bine, Dambla, acum? Da, da. E bine. Mulțumesc. Cuprrr, ce-a râs. Ești cam ceacâr. Hai să ne vină. Hai să ne vină. Adi, mă, ce faci? S-aude musca, da? Te pup, bons. Dă-ne cu manuala. Silvia, Dani, salut. Bă, mamă, e cald, ce să-i fac, să știți? Eu nu stau din nebun aici, dar s-a... Nu mai merge nimic. Da, ia, gata. Păi știți vorba aia, cine a pus căruța în drum, ăla n-a fost om nebun. Dacă-ți bag acum un pumn, te dau cu cracii în drum, fraiere. A, mă, ce faci? Gata, m-am întors. Intră în copac acum, ia să-l ia. Mă, că știe. E la hammer. Aici cu mințel de amblat că vine tata înapoi, da? Nu știi și mai tare stâlpul ăla. Care-i stâlpul? Bună ziua. Să trăiți, să trăiți. Bună ziua. Bună ziua, domnilor. Ce să facem? Să-și facă și băieții certificat de identitate, tocmai ce au ajuns pe meleagurile noastre și să-și ia și băieții licență de vânătorie. Da, da, mai mult obligat decât pe urute, ia da? Vezi, mă. Gata? Hai, vină cu da. Hai să iei de aici o... Ce trebuie? Uite acolo la domnul ăla. Domnul guvernator. Opa. Dați-vă puțin mai aproape. Întrebați pe acest cetățean cum se numește. Și îmi spuneți dumneavoastră ce înțelegeți. Opa. Ia mai spune cetățene. Cum vă numeți, domn cetățean? Trebuie să-mi tingi o leacă. Am înțeles. Nu. Cum îl cheamă, frate? Este întins o leacă, mă. VVVV. Nu, mă, nu. De ce vorbești așa încet? Domn guvernator, mă scuzați că vă deranjez. Corect. Dar ne măriți nou salariile astea? Lăsați, domne, salarii să-și facă oamenii ăștia certificate. Mă luați cu salarii acum. Faceți o petiție acolo. Am înțeles. Aici, domnul cetățean. Aici, la domnul ăsta, ne punem? Da, da, da.
Zi de naștere. Exact, exact. Și selectați din dosar de acolo prima luna. Cam mult agitați aici, domnule Șa. La fel ca mai vă sus. Vă completați vârsta. Datele și după îi dați înregistrare. Exact, exact. Nu știu. Kilograme, astea le știu. 90. Doar mușchi. Culoare de ochi. Ochelari. Culoare de păr. Am pălărie. Înălțime. 6. Nu merge. La nimereală. Zi de naștere. 32. Gata, mă mărit. Luna. 10. Vârstă. 32. Kilograme. 10. Culoare ochi. Și certificatul ăla de murător de căprioare, unde? Tot aici. Tot aici. A, tot la asta. Gestionați licențe, este a patra opțiune din... Mamă, fută-te în limbă. Și înregistrezi o licență, da? Da, da, și luați. De vânător. Vă supăcați, puteți să vă dați puțin. Câte zile? Hai, prețioare. Aspă, cât aveți bani, cât vreți. Luați pe o zi momentan să... O zi, da, da, da. Haide. Aia apare că... Am înregistrat, gata. Așa, domne, și acum veniți afară. Luăm licență? Da, mi-am luat și licență. Pe câte zile? Ați-vă pe o zi, că nu... O zi. Avem acolo pe o zi, s-o arătăm mereu, știi ce zic? Pe aici încă nu, că am uitat, da, că n-am știut că a expirat ITP-ul. Și acum a venit domnul. Bani. Ia, ia uite, spart geamul! Aveți acolo o mușcă în buzunar, certificat național? O zi, nu? 10, bă, să fie. Gata. Ia să vedem cum arată. Ia uite așa. Frumos. Mi-am luat și o daia, bă? Da, mă, ia uite-te și tu ce frumos, asta am pilat aici, am înregistrat fără poză, dar de ce nu mi-a făcut și mie poză? Vă facem poze mâine. Hai, bă, să vindem pieile alea, că avem nevoie de bani. Haide. Să trăiți, domnul poliția. Ce, mă, te dai la mine? Te dai la mine, mă? Eu? Ah, ce mi-arăți asta? Nu, mă uitam pe câte zile mi-am făcut. Păi și eu cum fac să nu o mai văz? Mușchiul Backspace. Da, mulțumesc. Și eu cum ți-o arăt? Pe mușchiul. Bă, a venit Bayazid. A, nu-i Bayazid, am încurcat. Ia vezi. Pofăitul Rareș. Aha. Registrat în orașul Blackwater. Da. Ochi blue, păr black. Aga, e perfect. Bun, nu? Vă mai trebuie poză și... Nu m-am asigurat. Ce semnătură frumoasă aveți. Da, păi ca lumea. Domnilor, acum dacă tot ați... Bă, m-am transformat în pasăre! A? Nu. Pa da! S-a blocat pasărea. S-a blocat pasărea, mă. Nu trebuie schimbați pasărea în oraș. E un fel de poștă. Așa, și pieile unde le vindem? Aici, la domnul Mocelar. Ai vândut, bă, alea? Stai, dracu, că mă... E plină căruța. Domnilor, acum, dacă tot ați făcut ceva, cașcaval... Așa. Știți să jucați poker? Ha, mă, nici care le-o văz. Bă, dar mă, tot transform în cioară, bă. Pare cam așa un vis urât. Mă, dar n-ar fi rău, unde-i piratul, mă, să mă ajute și pe mine să mai car din astea, mă? Mamă, să țin bugurile de mine ca dracu de tămâie să mor eu, ca mirul de...
Stai mă, unde pleci, băi? Băi, handicapatule-i! Zi! Mama, mă ia capul, mâncați și pula ta, uite-te ce se întâmplă cu aia. Zi, mă! Blue, așa cum rezolvi treaba asta? Păi n-am ce să fac. Ia stai așa, mă, să-și șerg. Asta să nu mai chemi în oraș. E, mă rog, da, ți-ai intrat și în casă acum. Păi în casă acolo. Dar nu văd. Nu văd casă. O mai acum? Da. Bă, da. Și dacă apeși nu, tot se pune pe ea, că am șters problemă. Da, uite. Ia stai așa. Nu, se pune pe ea, dar nu mai văd. Gata. Da, nu mai. Gata? Mersi. Mai aveți, domne, de vânzare? A? Da, e o pulă cu satelitul. Două bucăți. Ați făcut ceva cașcaval? Bună, Danina. Mamă, ce mă strâng. Mă strâng astea. O, dragi, o, dracu, că te fac talam! Doamne, că te-ai cu calul peste mine. Iartă-mă! Bă, dar scuzele nu mai plac, mă, la nimeni? Toată lumea are chef de bătaia aceea? Bă, deci dacă mai stau după prostul de valea, ca e ia 50 de ani să vândă 4 piei, am vânat 5 bizoni noi! Și o căprioară. Și o căprioară de-o aveai tu după tine, handicapatule. Vreau omul ăsta să ne ducă la poker. Mai aveți, domn Vane? O știu cât vinde, că... Deci aveți bani de poker? Gata, bă, am făcut 61 de dolari din tot 61? Da. Bun. Ne cumpărăm și noi o șa la cal, îi luăm și lui Dan Blau o șa, o de-alea. Ce, mă? De merge la poker, te-a zis, Nelicu. Bă, păi pierdem banii la hai, poker. Hai, de mă prost, jucăm între noi, banii rămân în familie, hai. Hai de bine așa, stai să trimit căruța acasă să-l iau pe Cornel și eu. Hai. Ui, șefule, dar o spălătorie de cai? Îți trebuie o perie, nenicule. Păi, hai să-l iau și eu o perie, că e murdar tare Cornela meu. Bă, dar unde dracu te bagi, bă, cu calul ăla? Nu știu, mă, că e nărăvaș și supărat că nu-i spălat. Dar tu n-aveai, mă, cal alb? Nu, a fost negru, al cui gri, nu-l vezi. E murdar? E murdar rău. Auzi, șefule, dar potcoavele la cai trebuie să le schimbăm? Da, trebuie puse și potcoave. Bă, nu mai bine înainte să mergem la poker, nu mai bine face și noi cai în grijă. Înainte la poker și după aia la cai. Nu cred că aveți, nu cred că aveți bani de potcovit. Aici ai bre? Da. Stai aici cu tata lui. Să nu pleci, da? Uite așa se lasă calul, nu? Cum ai lăsat tu? Da, mă, lasă că Cornel e individualist. Trebuie să mergem în Valentine, că au luat ăștia masa de aici. Bă, hai, că-i hai să mergem. Păi ce fac, îl iau eu pe Dambla? Nu, stai că eu mai încurc aii de la ochi. L-ai abandonat. Bună seara, domnilor. Bună seara, domnule. Păi nu mai e, domnule, au luat masa nenorociții de aici, că asta am venit și noi. Da, asta am venit și noi. Haideți în Valentine. Facem o carte. Haide. Haide, dăm de prima tale. Haideți, urcă-te la șef, că ale mele e cam obosit. Stai, să-l cheb, ba meu. Hai, tată, hai. Hai. Tata, a venit. Da-ți drumul la like-uri, băi.
Na, uite capră, uite cal capră, na, uite. Unde mă, cal capră? Uite ăsta din spate, ia uite care coarne, na. Da, mă, dă-te dracu, e nebun. Na, mă, vezi? Hai după șeful ăla, hai să-i dăm. Hai că avem de-i dat. Hai da! Ce-mi place să-mi bat joc de el. Ia uzi mă, că vine noaptea. Ce mă? Ai auzit fonfăitule, că vine noaptea să stăm cu armele, cu pușca la vedere. Aha, gata. S-o scos, s-o ții scos, așa. Să vină vreme, dacă au curaj. Chiar cât calul meu la bă, dar trebuie să-mi găsesc un setup făcut. E făcut, că nu pot să stau cu asta în cap și cu ochelari în coaia. Mamă, ce căldură e, să-mi bag pula. Bă, să bag un aer condiționat aici direct. Mai gata. Asta-l pun fix sus acolo. Ce-am făcut, m-am pierdut ăștia? Nici nu înțeleg foarte mult din joc cu aia. Oamenii ăștia au și niște reguli pe aici. E mai aproape că-i ceața asta. Aunchiule, ține-te aici după oraș. Mai pleacă la 500 de like-uri, da. Pleacă la 2000 dacă 50 de bucăți odată și gata. Îi dau 5 bețe pe el. Pipo, bro, atâta timp cât am zis lui băiatul ăsta că vreau să mă joc, nu citesc niciun regulament, nu mă interesează, cu tot respectul. Eu vreau să mă joc, să fac treaba. De atâta timp cât nu-i încurc pe ei, că eu nu mă bag în seamă cu ei sau de asta. N-am treabă. Unii oameni ar trebui să înțeleagă că ăsta e un joc, nu e viața reală pentru unii. Da, scuvane, Edi, te pup. Mafie, a, ce aveți mă cu aia, de-abia știu să merg pe cal, nu știu să opresc calul și de munca lor. Un cash, dă-i vreo două la calul ăla pe la coastea așa să fugă o leacă. Uitam cu ulea așa la
Păi lumini la cai, da? Vin hoții. Lasă să mai vină și ei, ce vrei. Am cald, bă, bă, pe... Bă, la bă, e cald, nu? Aleu! Dar ce-ai făcut un cheșule? Eu la... Eu, mă? La da, da, berbeleacă ai, mă. Da, mă, mă, nu stai așa. Mai avea o mașină și era gata. Haide, haide. Mână, a, nu merge. Eu stau pe spate. Lasă-i, că dacă e ceva un cash, știi cum am sărit? Băi, stii în cap. Tău nici nu dai seama cum am sărit după cal și băi, i-am intrat. Ce urmă, da, vă portați cu caii? Da. Ar trebui un pic mai prățiți. Am ia pe gestantă. Am făcut eu mai devreme la accidentile. Dacă moare... Să duce și... Na, o să mă joc așa cu aia, că nu pot, mi-e cald rău de tot. Da, da, mai bine, mai bine să ai grijă de ea, da. Am trimis-o la graș să duc acolo, după aia o mănâncă lupi. Pupa Alexandru Alex, așa văd și chat un pic, vorbești un pic cu voi. Astea nu e... Da, sunt vrei vânătoare. Mama, Alex Fanconacu, dar tu știi jocul ca lumea, mâncați-și vreodată, bă. Îmi iau pistolul ăsta? Nu am și pistol. Dar de ce am, am patru cartușe? Dă-mi blacă, dacă nu mergi, îți bag una în gură. Doamne ajută. Nu mai poate da-mi blau, au obosit. Au obosit, bă, au obosit. Da, și cornea roșa meu și cu doi pe el, săracu. Hai, chidăm ușor, oricum suntem aproape de oraș. Mai avem o leacă. Auzi un cash, dă-i numai câte un picior, așa, ușurel. Nu-i, nu-i da mai mult. Trebuia să pești cu atenție, dar nu am jucat de ușor, că ne-o rup de-a lui ăsta ca ei. Nu m-am jucat. Odată în ei cam vac. Au te săraci, trebuie să le dăm o leac de mâncare și noi. Acolo și-au o leacă măcar. Numai că n-am la mine un cheia și o bere am avut la mine. Așa mă, tată, prea multă lume. Ai nărăvaș al tău, băi, vezi că eu cred că vă aruncă. Ia uite, băi, 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 ce faci? Ce faci? Ai și călcat o leacă pe chicior cu calul. Asta nu, că-i prost, măi, de la ochiul ăla minus. Ai ochi de sticlă, fătu-te în gură. Ți-ai pus ochi de sticlă? Da. A zis că mă țin lângă cal și-am sărit pe el. Fi, nu acum. Mâine, păi mâine. Dacă o fi. Băi, fufăitule, tu auzi ce zice un cheșul ăsta de spatele meu? Nu, n-am auzit. Are numai prostii în cap, căci să intrăm pe la o bancă prin spate, auzi și tu ce zici. Nu, vrei. Nu vorbim gura mare, pe că e nimeni. Aude toată lumea. Dar cine, că nu-i nimeni, nu-i nimeni aici, cine s-audă, cai? Vezi că calul meu știe ecuații. Văruțul de lângă noi de aici, el vine.
Nu, e de-al nostru și ăsta. Ochiul ăla de la Reminus, la tăiat în 20 ne-a băgat un urei, că nu prea aude, auzi. Bă, fătut-te în gură, stai fut, ia vină cu Auzi, ce că fătut-te în gură, de dărâm ți-a zis. Da, a necheza calul. Salut, Mario, te pun, Bogdan, salut. Da, vrei. Un cash, mâine pui, mâine încolo, când o fi aici, poate face și matare un ban de oșa, de o potcoavă la calul ăla. Avem niște cunoștințe pe aici. O frumos și trebuie la noi. Și pac. Intrăm acolo. Pac. Sună frumos ideea. Bă, ca, dacă nu i-am plecat 4. Ce pe ploaia. Dacă nu i-am plecat 4, de ce venim 5? Aceasta este întrebarea. De 5 am plecat. Mai e unul în spate, nu? Opa. Stai că trag. Stai că trag. Nu vrea. Păi nenicule, stai mă că trage ăsta, n-auzi? Las că ăsta-i de-al meu, n-aude. Țăran. Ei, bă, de-a. Haide, vii pe jos de aici. Băi, deci noi suntem dimineața la 9, frate, la 8:30 plecăm. Da, la 9 ajungem acolo. Da, mergi în gure la gure, al meu. Mamă, coaie, dar bă, deci suntem atât de prăși pe jocul ăsta încât să-mi bag pura, dar nu te ia capul. Da, vezi că a început ploaia și... Hai, că după aia... Hai, ne lezi acolo. Dă-te mai încolo! Odihnit Mugurel al tău, mă, firea al dracu. Iau ce leargă Mugurel să moară băieții mei. Avem lag de la ploaie. Ce ocazie așa grăbit? Ce ai mă de dai? Să bag o carte aici în seara asta, aici la oamenii ăștia, să dai jumătate o carte, băgăm o carte aici cu băieții. Îți face la acție? Hai, intră înăuntru, boss, nu se... Mă, ce e acolo? Că n-au văzut caii, domnule. Mă dau eu deoparte, nu-i problemă. Mă, ce e acolo? Unde aici se joacă? Ce, domnule, vreți să jucați poker? Da. Pe da, aici se joacă, domnule. Aia un cash. Dăm aici, hai să-i dăm o gheară, cu noroc să fie. Pe păi asta e sticluța, să ne pupăm pe gură, bă, nu poker. Am pus $50 pe masă. Am pus și 100. Bă, ce masă, mă, că eu nu văd? Masa asta de aici, mă, nu vezi? Nu văd. Mă, ești nebun? Să mor eu. Închid-o alea cu ochii și deschide-i dacă nu vezi. Zău! Păi nu știu altfel. Domnul instructor, știi matale? Ce ziceți, mă, chat? L-am jucat jumătate cu 2 ani în urmă și anul ăsta l-am luat din nou la mână. Ce? Ăsta? 2-ul sau 1? Stai că mi-am dat reconnect. Te puflește de ce faci? Aveam membru, Mario, de mult. Am dat eu niște membri. Era digitală? Da, Devon. E, lumea aici, cel puțin care mai știe câte ceva de astea mai vechi, încearcă, dar... E prea greu pentru unii. Te pup, Bogdane. Eu nu înțeleg cum trebuie cumpăra jocul ăsta, ce trebuie să cumpăr mai întâi offline sau online. Red online și după nu, Red Dead online pe Steam și ce facem, m-a dat afară? Și după aia ții Red M de pe ăsta, dar nu-i cu bani Red M.
Nu știu, nu știu de unde l-ai luat, dar... Tare încetă-i. Gata, mă, te-mi arată și mie masa de poker. Hai sus, hai sus! Gata, mă, gata, mă! Hai sus, puiule! Gata, o vezi? O văz. O vezi? O văd, e mare și frumoasă. Și-ți place ce vezi? Îmi place. Dai să o simți. Hai, Vanea, că mă pun lângă tine ca să mă uit. Zi. Băi, dacă te uiți în cărți la mine, te scot la duel afară. Să pui acolo câte din alea ai, câte fise. Câte ai pus, mă? 400. Pa cât? Ma? 400. De hai unde ai avut toată ția bani, mă? Așa, am un juve și un as. Haide, ia de eu am o popă și un as. Eu am juve și as. Voi ce aveți, băieți? Treiaș. A, stai mă, că nu așa se joacă. Wow. Hai, că am plătit. Păi și-o cum Olin, mă? Eu nu sunt Olin, mă, ce-ai? A intrat cu 4 dolari. A intrat cu 4 dolari, handicapatul. A vrut să vă sperii. Așa, și acum ce fac? Acum... Așteaptă. Ești Olin. Chemăm... Așteaptă un cash-ul, așteaptă, așteaptă. Plătim și noi câte 4 dolari aici. Plătim, plătim, merge. Ba, ne ridicăm, mă. Ne ridicăm, ne ridicăm cu pretenții, mă. Ia uite, popă și azi, exact ce am zis. Să mor cu că ai popă și azi. Ala-i, tată, dă-i să pută. Dă-i să pută. Ospătar, adu o bere aici la băiți. Și un whisky mic pentru mine. Whisky bei? Ai mață gros. Whisky bei, whisky mănânci. Ce Caterin, că e poker. Ia uite, mă, a venit Anton. Hai ticule, care Anton, acolo, până un alta. Care stoarnă în curbe, Anton. Păi cine trebuie să dea ui? Și mie și ții, să fim frați. Iar mi-ai făcut gluma aia. Haide, domnul. Ia, ce s-a cerut aici? Check. Eu sunt Olin. Mai vedem și noi o carte? Mamă! Două bucăți am, două bucăți. Mamă, ce Caterin că e pocărăsă să facă. Dar nu înțeleg cum să joacă. Nu știu ce am părțit cărțile astea, dar are o mână. Dar iar Dumnezeu nimic. Nu prea înțeleg cum să joacă, dar încerc să-mi dau seama. Eu sunt probabil Olin. 4 dolari? Niciodată. Te-ai aruncat, prostule? Da, prostule. Da, n-aveam nimic. Și tu te-ai aruncat? Hai să meargă. Băga mea și pula. Bă, am 5 ași. Aia zic. Aia zic, aia zic. Bă, Ivane, am 5 ași. Bagă-ți în cur. Ce prost ești. Să fie bine, să cum să ai tu 5 ași dacă am eu 2? Cu mine cu tot, handicapatul. A, corect, ai dreptate, iartă-mă pe mine. Păi acum cine e? Bă, dar eu știi ce cred că ăștia... Băi, funfi. Haaa! Ia uite bă ce prost sunt. Ne-a șucat pe degete. Cine a câștigat? Ne-a bubui. Tu! Eu? Ce mâna greblă s-a făcut? Hai că-i numai bine, ai făcut și tu bani să te joci. Hai. Hai Nevane, hai că... Asta-i, asta-i, asta-i mâna mea, asta-i. Asta-i a ta? Tu ai două mari băi. Me? Te ia Vanea? Haide, nu mă, e prost, plătești. Plătesc. Hai, pune și tu small-ul ăla acolo. Să pune și Viorel blind-ul, big-ul. Haideți, domnul Blue. Bă, dar cum se joacă? Stai că tu l-am înțeles. Plătește și domnul Blue. Plătește și domnul Vanea. Hai să vedem niște cărți. Domnul Fonfăitu? Plătește sau să gândești. Hai, handicapatule! Am dat, bă! Iertați-le, s-a blocat creierul. Ia-l ușor să nu se pierdă. Am dat, bă, handicapatule! Așa, mă. Ai dat peste? Da, da. Dă-i să meargă, dă-i să meargă. Păi am doi pop, prostule, normal că joc. Haide, mă, că merge.
Ia să văd, numai așa de-al dracu, să văd ce ai mână. Hai să dăm 3 cărți jos aici. Na. La ce să joc? La culoare doar, să mai vină două roșii? Haide mă, că vreau să-ți văd cărțile alea. Dai $4? Parcă și eu aș vrea să le văd, dar nu să le și plătesc, nu știu cum. Haide. Ia uite-o alea că pe în spate, pe acolo, vezi ce are în mână. Cum să uite mă la mine? Care uită, îi fac buzunare. Îi scot ochiul cu fârculiu. Haide. S-a dat, s-a plătit, mână periculoasă. Mamă, câți bani sunt jos. Îmi cumpăr 2 cai de bani ăștia. Greu. Hai, mai dăm o carte. Bine mă, Rob. Haide. Bine mă, bine Jane, bine, bine. Hai că merge ce. Tați cumiți, băieți. Hai că merge, lasă așa. Olin. Hai să vă iau băieții. Mai aveai tu $4. Aha, fraiereule. Care mă, patru? Ăla s-a uitat cu blinoclu din spate. Cum văd să se uită? La tine din cărți. Da, hai cu Olinu. Și s-a dus și a zis ăsta la ureche, fonfăitule, vezi că ăștia te ard. 7, dacă îmi dă 7 fac chintă, ce crezi? Dacă îmi dă 7 fac chintă, nebunesc. Îi dau. 7. 3, mă, fute-te în gură, 3. Mamă, ce-a schimbat situația. Hai băieți, hai să... Hai chem. Ma. A luat trag. A luat mâna, a luat muzecarul. Băi Vane, dar banii mei unde mă? Banii mei de la... zi. Banii de pe piei. Banii de pe piei? Uite aici, pe masă, la mine. La pe masă vezi că ai să dai $30, handicapatule. Bine, hai că ți-i dau după mâna asta. Unu a sărit la masă. Unu a sărit, hai să vedem, rog. Bagă-te cu banii înapoi, dar bagă-te cu mai mulți bani. Sau aia sunt toți banii tăi. Păi nu te băgați libre cu 400. Nu. Dar nu mai e loc la masă, cred. Cum stai așa să terminăm, stai să terminăm mâna asta. Hai băi, îți dați acolo. Hai Vanea, aruncă acolo. Aruncă că e periculos, anunță meciul ăsta să aruncă. Aia zic. Aia zic. Mamă! Începem bine. $28 deja pe masă. $32 un cal. Simt miros de bani. Hai, dar arată-n cărțile alea. Aia zic. Hai, că simt miros. Parcă. Hai să vă las pe voi să vă arghiți, să vă ce ziceți. Ia uite fofăitule ce am în mână, ia uite. Chintă fără 9, pe nu. Aveam 9, aveam 7 întrebuia. Hai. Sau n-am calculat eu bine. Nu știu de ce vin în seara asta să dau o gheară. Am 10 cenți, Alex. Brina Vană, dar n-aveai niște bani aruncați aici în bancă? Ba da, am niște bani în bancă. Adu-i bre să-i spargem bre. Banii mei, bă, burangiule, banii mei. Banii noștri. Banii mei, bun, 5 de o lună, 5 bani, 10 bani, 15, 25 de bani. Dacă-ți dau un cap în căpățară. Haideți mă, mai jucați și voi? Chintă! A 5, 6, 7, 8 de cât? A, nu am văzut. Dar ce mână periculoasă. Nu prea le-am cu zigarul. Știu așa, decent, dar nu. Să fii. S-a aruncat, s-a strigat, da. O simt periculos pe asta. Ultima carte, vreau să o văd. Trebuia 9, credeam că 7 trebuie. Cine mai vrea să vadă ultima carte? Ia vezi. Bac și eu cu 20. Opa. Cred că era 10 și 5 jos, sau ceva gen. Ia da, vezi cum vine. 5 și 10. Mamă, mi-e frică, a plătit toată lumea, funfăilă. Ia vezi cum vine. Funfăilă, a plătit toată lumea, funfăilă. Și ce dacă vă bulagiure? Am blufat, funfăilă. Acum iau în gură. Am zis că nu plătește nimeni. Scoate acolo, scoate tot, pune tot pe masă, nimeni nu pleacă cu banii. Intră pe server, bă. Hai, chiepura mea. Vă pup, Vanea. Vă pup pe portofel. Tu ai luat, bă? Ți-a plăcut funfăitule? $100 am făcut funfăilă. 50, 50 și cu 30 am 80 la tine.
gata viața mea. Două negre, de jur la culoare, ce pula să ne arzi. Păi nu l-am mai avut pe să uit în cărți, să zică. Hai să ne jucăm, băieți. Ce fule, dă-te coa cu binoclul ăla, că stăteai bine aici. Hai băieți, hai să-i dăm, hai să meargă, dă-i să meargă, nu știu ce o fi, dar... Un cheșu Vanea le-a lăsat în pula goală până aici. Deocamdată. Dar presimt eu, presimt că vine ceva. Haideți, domnul Joseph, nu mai jucați, nu mai scoateți ceva de la buzunar de acolo? Am vrut să joc, dar a trebuit să mă ridic un pic. Am înțeles. Doar cu 5 dolari intra și matale la masă? Păi încep și eu încet. Intră acolo, intră cu ce trebuie. Hai, gata, o simt, asta o simt. O simt pe asta. Bă, nu știu, mă, e riscant să joc la culoare. O simt, hai să o luăm încet așa, ușurel. Ușurel. Bă. Încă 5 dolari, haideți, mă, să vedem. Mai vreau să mai văd o carte, hai, că dau 5 dolari pentru o carte. N-aș juca o vasta. Hai, eu prezint. Prezint că vine. Ha, mă, că plătești și poate. Dacă dă neagră, joc. Sutica aia, trebuie să ajungă la mine. Dacă dă o neagră, joc cu Olin după asta. Nu prea e bună, deloc. Nu prea. Cam putea început să pută. Fold în pula mea. A început să pută. Dacă nu dă neagră, ești. Am dat 5 și să mai. Ca să mai văd o carte. Haide, mă, că merge. Merge, dă-i să pută. Fofăitule, nu joc, mă. Bagă-te, mă. Nu joc, mă, nu-mi place. Nu plătești, că ai bani, păi da. Haide, nu riști, nu câștigi. Băga mea și pula. Mamă, aveam 5 ași. Seara bună la băieți. Seara bună, bună. Seara. Salut, salut, salut. Fofăitule, aveai 6 ași cu unul lângă tine. Aveți grijă că ăsta e mareșalul. Sunt 4. Hai, domn Viorel, haideți cu... Că nu juc în șac. Gata, gata. E mareșalul? Dacă are bani să-i bage la masă. Nu, no, nu joacă el. Nu joacă? Păi atunci înseamnă că nu fric. Haideți, domn Viorel. Cu încredere. 3, mai de capul și de zilele mele. Paca s-a făcut acolo. Băi, de ce te auzi în cărți, bă? Uite să în spate să uităm cărți, bă. Haide, mă, că dau. Lasă-l. Bă, tu ești pe Blat? Lasă să uit. Ma, asta e, da. Hai, mă, să vedem ce-o fi. Aruncăm tot pe masă, tot. Haide, mă, să vedem. Haide, mă. Aoleu, domnul Blue, domnul Blue. Am fost pe aproape. E bine că am mers, știi ce zic, că dacă nu mergeam, mă ardeam singur. Da, și eu. Treflă, mă, tu te iarzi oricum. Nu-i nimic, merge iar pe profit. Iar două negre, mă, sunt bărbat pula. A, Matale-i avut la fel ca mine, am înțeles. Primim două negre acum pe ecran, stai de niștiți. Nu. Ia să vezi acum, stai să o vezi pe asta. Eu presimt că... Bagă-ne-ne, aia zic. Aia, mă, lipsea chitara pe spate. De asta nu... Merge. Hai, fofăitule, dai. Egalezi. Plătesc, mă, plătesc. Hai să vedem cărțile astea. Hai, iau și trompeta. Asta e mâna mea norocos. Mamă, un 9 acum. 6, 7, 8, 9, 10. Un 9. Un 9 sau două negre. Ia de ce, băi? Mamă! Bă, ăla-i piratul, mă? Da, bă, da. Mă, s-a apucat din de-astea? Mamă! O, bună ziua, băieți, ce faceți? De fapt, bună seara. Bună seara, ai, bună seara. Ai ucior că se joacă pe bani, pe bani se joacă. Cu bani? No. Mulți sau așa? No. Mulți, șefule. 100 de dolari s-a câștigat acu' 2 cai pe mâna trecută. Ai... Și mai aveți loc? Bai și matale un cal ceva.
ajung aici pe masă. Un măgar așa. Nea Vanea, nea Fon Păietul. Că am fost, n-am au și ei nevoie de un căluț. Bagă jumătate tale, calul, casa, femeia, tot ce ai, bagă aici. Hai că intru cu ceam pe mine, 80 de ani. Hai că v-am mai dat o carte. Crezi că are cineva o ajută, bă, milogilor. Hai bine, nu mai dă de. A dat Olin. Cine a dat Olin, mă? A dat Olin. Păi ai 5 avea. Măi, am bătat că la ticlă. Olin, cu ce, mă? Cu 2 dolari? Un dolar. Hai să mai vedem o carte. Putut. Hai să mai vedem o carte. Vă mai dau o carte acum. Și răspunsul dumneavoastră pentru boboci este... N-a venit, mă, nouă, mă. 6. Ai o mână. Ai o mână. Am o mână aurită. Mă cheamă Vanea Cap de Vită. Când n-am trag eu nouă, cu pistolul... Mă. N-am în nouă, mă. N-am în nouă. 4 dolari ca să vedem și noi aici care e situația. Măcar așa, să nu... Na, e prea puțin. Faci și noi 50 de dolari. Nu o plătesc eu, mă, nu te-ai de aici. Haide, mă, fonfăile! Nu o plătesc, mă! Nu se plătește așa ceva. Hai de mine și de mine. Haide, domnul Blu, măcar matale. Dă, bre, 5 dolari, ce mai e 4 eu, dolari pentru matale? Eu, după un an, încercăm să recuperez schimbările. Pușcă de aur. De la ce, John? Toți bani. Așa. Cum tot... La duel cu pistole. Aia, da, a, m-a speriat. Am speriat alea ca așa. Domn Garcia, au ce bani a făcut Vanea. Nea Vanea, Nea Vanea. Asta că facem experiență. Deci ia rămărinii de la masă. Ce-ai mâncat, ce-ai mâncat, ce-ai mâncat, că nu știu ce-i cu tine. Îți bun tare la jocul ăsta, șefule. Ai călcat în ceva când ai venit în coapă, drum, nu știu. Mamă, pupă doi. Asta-i, asta-i. Să nu vin eu acum să fur norocul. Asta-i mâna mea. De la laser? Aaa, ok, ok. Înainte de război, mulți viteși s-ar afla. Hai, fă-o. Hai să vedem mâna asta ce se întâmplă. Asta-i. Vrei zi-mi că vine. Băi, nu te mai uita, mă, în cărțile lui. Băi, vezi că te scot afară și te iau la șuturi. Ai grijă. Nu vede, băi, mă, cam ochelari la ochi, fraiere. Băi, stai, te jefuiește, mă. Domnul polițist. Da, domne, da. Stați că nu eram atent, eram aici, mă uitam în cărți. Ăsta din spate aici, uitați-vă, nebuzunărește, se uită în cărțile. Băi, băiatule, vezi că te împuși dacă mai faci. A, bine, bine. N-a făcut nimic. Am glumit. Ce face aici? Fur pe hoți? De când hoți pe hoți? Pe hoți, da, nu se fură, da. Corect. Știi că băieții? Haide, Vanea, futu-te în gură să te fut. Păi nu știu eu, e Viorel. A. Gata. Uleu, uleu, uleu. S-a strigat, dar. Îi dau, îi dau. Băi, dar nici n-am văzut flopul, băi, oameni buni. Hai, piratule. Nu contează. Îl simt, nu trebuie să-l vezi, îl simt. Am un popă și un 13, piratule. Vezi că nu-i bine să-l simți. Nu merg, mă, haide, vă las pe voi, mai câștige și altcineva. Aaa, ce urât a dat-o pe asta. Mamă, mai am 9 dolari după asta. Da, te pula mea, ce cărți. Cam negre, așa, cam negre. Cam negre, voi, cu metri. Hai, ochelaristul, tu ești. Ochelaristul ai spus? Domnul ochelaristul. Vrei să scu... Așa, da, corect, da. Hai să mai vedem. Deci, eu o să mai dau aici. Aoleu. Încă 18 dolari. Dă-mi pula, mamă, plătesc. Se joacă periculos. Să-mi ba pula de 18 dolari. Mamă. Periculos. Acum dacă vreți să înaintați, voi ziceți, nu știu. Olin! Mam. Haideți, domnul, să vedem ce aveți. Că văd că sunteți cam tare, nepoleți. Uap. E bun, asta, o vorbă de la mine de la țară. Am văzut, dar pe pălărie ce aveți, domnule? Zurgălei. Zurgălei, am înțeles. Ia cu suma, mă, o perdea de-asta ca să nu mă bată soarele. Perdeaua. Perdeaua. A luat-o după. Băi, mai ai bani sau dacă o pierzi pe asta, mă ridic? Nu că mă ridic eu.
Mai am acolo niște rezervă la rezervă. Ah, bine, bine. Hai, Matale, dai sau nu dai Viorele? Aoleu, aoleu, mă spune. Păi Viorele, dar mereu Matale uit să pui acolo pe masă. Da, Viorele la șah. Și-a mai venit un 3, a? Am gânduri multe, am multe pe cap. A mai venit un 3. A mai venit un 3 și cu aia 3 mai vin 30. Mamă, 2, 3, mamă, are un 3. Cum are Viorele? Eu am jucat-o la pșto așa. Domnul Turnel joacă periculos. Ce până aia să-mi vină? Un popă? Hai, Viorele! Un popă sau un 2 să fac două bucăți, că altceva nu știu. Opa! Da. S-a plătit. Hai, hai să vedem care-i cel mai de întâi aici. Dă-i să-mi ia. Ei. Arătați cărțile, băieți. Ce si mai dai, că nu mai are cine. Nu mai are bani, băieți. Vă zic că l-am pe mai mare. Mă, și aveam chintă, bă, găme. Aaaa, uite, ne-a rupt. Tuta de dolari. Ia gata, bri, că m-am supărat. Adevărat, o zic. Ce supărat? Adevărat, stai, că mă duc la bancă. M-a dus să-mi iau o băutură și vin acuși. Nu-i dați, nu începeți, nu începeți. Nu începeți, nu începeți. O bere. Azi că-mi beau eu berea de aici. Am zis că las meciul ăsta să câștige cel cineva, că dacă intram eu șefule, ascultă-mă ce zic. Stai că-i dublez acuși. Nu știu de ce am impresia că e furat banii, nu cartea. Merge și așa și cu banii dacă se poate. Hai că s-a întors. Haideți mă, îi începem? Acum hai să așeze și nenicul. Hai să mă așez acum, că gata. Are că a început deja. A început ce să mă. A început ce să mă. Mai stai o tură, Viorele, că și așa ai pierdut destul. Mai stai o tură, că ai mai stat. Cât ai pierdut până acum, Viorele? 100, nu contează, cred. Nu contează. Bă, dar nu-i bat și o mână. I-am luat prima mână, eu, asta aia, contează. Aia zic, aia zic. I-am luat prima mână, ești nebun? Mamă, astea scârți norocoase. Două negre, dar mă fură da. Negru asta. Bă, dar nu știa că nimeresc cu culoare eu. Stai un chef, nu trece acolo, bagă caietul ăla în buzunar. Lasă că ne descurcăm noi, nu-i problemă. Acum îi fac, îi dublez. Ia să vezi. Haideți, domnul, cu zârbelei. Col! Stai fără nicio grijă că îi dublez acum. Stai să iei. Păi n-am ce să joc la culoare, dar vreau să nimeresc când încep cu două negre așa. Să o jucăm în decimale, așa că mai pune o 8 să fie 10. Da, să terminăm rău. Stați fără liniște. Hai. 18 cu 8, 20, mă. Nu vrei, face 24. 4 cu minus 2, 72, ce dracu. Păi, aia zic. Salut, pa. Haide, mă, să vedem, mă. Așa e când profesoara stă la mamă, curte. Mă, dar ce coluri, ce dau ăștia numai... Reiz, te pupi, mă. Salut, pa. Na pula mea. Astea sunt. Ce să joc? Te-ai prins, domnul? Pe toate. Sunt cam diferite între ele, bre. Ai, nu rău. Nu știu ce să zic. Hai că dacă tot sunt diferite. Mai pun eu 14 de la mine. Bă, da, nebunit. A nebunit mustăciosul ăsta, băi, Peter Pan! Ne-a rupt, mă, ne-a rupt. Mamă, mama mea. Nici nu văd bine cărțile când bagă ăsta bani peste bani. Oricum e pe blaf de ăla. Mai știi, vrei? Ha, bă, dacă ia, am monstru aici, dacă am monstru mâine aici. Sper să te bată cineva. Nu te bagi? Nu, sunt pe fold. Am înțeles. Ia uite-l și pe nou. Hai, cum a intrat nou. În cur unde? Ce dracu faci cu 9 lângă 6, 8 și 10? E, dacă ai un 7. Da, și un e, a, și un J. Și un valet. Păi până ajungi tu la alea, îți trebuie vreo 3 cărți. Zici? Mamă, făceam kit-am. Încă 20 de la mine. Dacă bagă 7, dacă dă 7, făceam chintă. Păi nu sunt om, că bă, sunt fold, Costi. Am vărsat ceva făitule, făitule, mă bag. Șapte, opt, multe cărți pe care le pot avea. Poate e doar o tehnică să credem care cărți bune.
Mă, am băgat funfăile. E mână periculoasă asta. Mamă! Mi-a mai intrat în nou. E mână periculoasă funfăile. Nu avem ce să fac cu ăla, uite, a intrat tot nou. Domnul Vanea, sunteți pregătit? Cred că domnul polițist după meciul ăsta se duce la banc. 40 de la mine. Ce vrei pe amândoi aceia? Mamă! Vrei domnul Mareșan? Da, sigur n-are fel spune. Haide mă să vedem care e situația. Aha! Și mâna greblă se fă cu... Bună mână, domnul Vanea. Haideți domnule, v-am zis că v-am lăsat meciul trecut să câștigă. Da, Vanea, nu știu cu Martale, da. Prea mult noroc, haide. Deci cât aveți, aveți câștigul ăsta 25 cu ăsta 25. Ia uitați-vă, mă, băiatul. Eu iau bani doar așa, stă-n degeaba. Uite ce cărți îmi dă mie, ce vrei să joc? Nu știu, la fel, bă. Nu știu care-i treaba. Da, și tu ești la fel, pe pierdere. Cam slăbuțați pe like-uri. N-am făcut mie aici, Neamon. Hai mă, plătesc. Am mai eliberat un pic aici, aia, nu? Bate vane la ei de draci, ia mâncați și plata. A luat 200 și ceva de dolari acum. Da, domnul, cred că Vince să știe cu cine joacă la masă mai mult. Încă 10. Ha, mă, câte race-uri dau ăștia, dar n-am văzut nicio carte, măi, omule, mă. Fie sumă impară, pară. Ha, mă, că plătesc. După asta mă arunc, dacă n-am o neagră, nu, dacă n-am două negre, sau un... nu știu ce să joc, că nu mai am bani. Mai am 26 de dolari. Nu se intră în vară fără 1000 de like-uri. Bă, da, ați luat-o pe ulei, băi, oameni buni. Păi da, doar dă în plus, în plus. Deja nu mai jucăm poker, ce-i ăsta? Deci nu știu, plătesc. Hai, de că nici n-am văzut cărțile, nici nu știu ce să fac. Păi dacă nu știu să joace băieții ăștia, văd că se joacă la bluff. Nu e brei, că și data trecută aveam cărți, dar a avut el mai bun. A, aveai, ce dracu aveai? 10 de brei. Aveai niște tângătită. Aveam 10 de brei. Hai să vedem niște cărți. Ce pula mea, mă, 2, 3 și 7. O, trefle. Și cu două la mine mână, mai intră una și fac 5. Da, și vrabia mă live visează. Și țiganul haine noi. Și asta e adevărat. Ia. Ia, fii atent cum dă peste. Ce vorbești, mă? Mă mir. Domnul șerif, dar și matale trăiască familia, dar vreo urgență. N-am. Hai să încercăm un pic să vedem ce se întâmplă. Băi, da peste, futu-te în gură să te fut! Haide bă, fonfăitule, un 4 dolari aici. Fii atent că după mâna asta ne ridicăm, îmi dai jumătate din bani, 100 de dolari și schimbi scaunul, că tu îmi porți noroc. Și ia uite trefla mea. Ce-a dat mă? A, păi eu ce pula mea mă? Bine, nu ce-a mai plătit? Dă-i o lindă frumos, mi-am văzut de treaba mea. Când mi-am dat pălării ajuns, parcă nu mai am noroc. Păi nu sumă 5 cărți la chintă, care 8? Că n-am 5 și 10 sau 10. Am 6, 7, 8, 9, n-am chintă spartă, ce pula am. Ce mănânci brea acolo? Ce slobă să joc? Dacă îi dau o link, îmi dă vanea 100 de dolari, îmi dă-l în pula mea, că a câștigat. Hai că s-a făcut dimineața acasă. Olin! What? Păi chinta asta mă lai, nu vrea. Ce ai făcut domnul Turner? M-a lăsat și pe alții să câștige. Avea trefle. Ua? A, v-am zis eu că e doar gura de el? Mă, m-a fătut-o în gura ăsta. Dar de ce ai jucat tu, bă? Tripla la nu mai stau lângă tine că ești ghinoriz rău, dă-te dracu de aici. Uite acolo la Vanea, fii atent. Hai să-ți scoși 100. Băi, deci tu ai mâncat căcat, mă, ce ai mâncat, mă? Nu, mă, să-ți dau niște bani. Dar nu știu cum îți dau, asta e problema. E flexezi mușchiul, flexezi mușchiul I. Da. Dai mușchiul click dreapta pe bănuț. Oferă.
pui suma și dai lui. Mai am o țigară. Mamă, cu potera mi-ai dat. Și care e el din toți ăștia? Îmi spune și mie cineva? Are un număr la acolo, acolo, în dreapta. 258, ia uzi. Ai primit? Nu, nu. Cum mă nu? Hai, du-te-n pula mea, nu mai stai lângă mine, hai. Să nu mai stau eu lângă tine, vrei să nu mai stau lângă tine? Nu mai stai că-mi părți ghinion, hai. Bine, fraiere, uite, mă mut aici, dar tot te bat, adică e același lucru. Hai, fraiere, dacă nu te lăsai eu fără bani, fii atent, care se ridică fără bani de la masă? Și eu, e cel mai și prost. Eu las fără bani. Mă ridic de acum cu bani. Mamă, să moară, mamă, dacă nu vreau să... Bă, deci m-au lucrat ăștia acum. Să începem, mă? Da, putem să-i dăm drum. Dai să meargă. Juve și AS. Pă-mi ba pula, bine, hai. Jolachin. Picior la masă, ca să o ia la... Hai, Vanea, băga mea și pula în pălăria ta să mă piși pe ea așa să facă cașcadă. Bă, dar dă-te în pula mea, de ce te oftiși că te bat? Mă piși pe tine, că ai noroc. Mă cac în capul tău și în jurgălăii tăi. Mă cac pe pieptul tău. Mă cac la tine în pantofi. În obrajii tăi mă cac. Mă cac în toate colțurile casei tale. Să fii femeia mea pentru noapte. Mă cac în fiecare colț din cadă. Ce cadă, mă, prostule, că n-am cadă. Mă da, spăl da. La râu. Să mă cac în râu în care te speli. Mă spăl în altul. Te duc după aia la domnișoară frumoasă aici să te spele. Nu, nu. Te face giugiuce. Ca nou ești. Hai, Vanea, să te văz. Să joacă muncați ești gura. Ce era, mă, tot faca... lângă mine te-ai pus, mă? Păi aici, dacă n-ai, eu ce să fac? Care faci așa, mă? Ce bre, tu faci așa, n-ai mâncat, n-ai băut, ce-ai făcut? A, eu fac așa, mă, da. Vezi să nu te ia cu leșin pe aici, bagă-n tine. De acolo de unde e. Am dat. Opa! A, te-ai împuțit, fătu-te în gură să te fut. Eu, mă, de te-ai la mine pișat s-a făcut pe tine, așa? Băgat ce-și pula în inimă. Stai, să-ți bag. Te-ai căcat la masă de poker, pe cine mai stai acolo? Ce-a făcut, bre? Nimic, bre, ne-am dat aici de pe scaun. Mă așez la loc aceea. Haide, mă! Hai să terminăm mâna asta. Ce s-a întâmplat, mă? Așezați-vă, bre, la loc. Flexați mușchiul R și așezați-vă. Hai, dă-i cu check. După aia încerc. Dar nu merge, mă, să mă așez, mă. Ce s-a stea, mă, cu aia? 44 de dolari. All in. Mamă. Bă, stai că n-am văzut. A, eu sunt full house. Tu, dojere, du-te că poate ai treabă și te reținem. Flătesc eu! Stai, mă, că-l fac. Aaaa, 100 de goguți să vină la mine! Bravo, bravo, bravo. Prostule. Bravo, bravo. Ai așa că mai intru, mai am 18 dolari. Ți iau acușa. Mi-a intrat salariul acum cu 200. Stai așa că mi-a intrat salariul pe acum. Să joacă periculos. Toate. Cum ar veni, sunt, acum sunt pielea pulii la masă. Stai așa. Așa e în viață, urci, cobori. Vale, tu salvat. Nu mai era un băiat? Julian. A plecat din mult, poți să fac 5-6. Domnișoana aici. Mamă, e mâna mea. Mâna dumneavoastră? Da. Ori dumneavoastră faceți cărțile, manevre? Îți dai seama. Nu știu eu, dar mâna mea nu prea a fost până acum. Opa! Hai să văd ce dă, dacă se dă până 10 dolari, merg și o să văd cărțile. Nu poți să nimic aici. Olin 18. Cât a dat ăsta, mă? Îți da, face ce vrea el. 18, plătim 18. Tu te-ai băgat Olin cu mine, te bași tu. Mi-a zis, domne, că-i mâna dumneavoastră. Ha, mă, merg pe ea, merg pe ea, poate am noroc. Haide, mă, să vă văz!
să vedem, să asistăm și noi la acest joc. Mai fumăm un pic din trabuc. Fumezi, fute de așa noroc. Am făcut de 2 cai în seara asta. 2 cai? Dai că ți iau eu acum, că nu trec nici până nu ți iau. Păi pe ăștia 50 poți să-mi iei, că mai am 200. Păi aia zic, jucăm până pierzi banii, fraiere. Domn Viorel, iar v-a luat somnul la șah? A crezut că am ieșit de la masă. Mamă! Opa! Mamă! Ce mi-a intrat? 4, direct. L-am ochit, l-am văzut, l-am lovit. Un 8 sau un 3. Bă, n-am cum să nu merg. Fii și păcat să pierd cu asemenea cărți. Neamarea. Da. Dar noi ce facem în cash-ul? Ia uite și mă tare. Mamă, nu as. Mamă! Nu as. Și a intrat și a doua și am făcut full house. Na. Mamă, îi dau colm aici. 124, credeți că vine, mă? Vine 8-ul, mă, chat? M-a bătut domnul Rareș. Te-am bătut o dată, mă. Îi dau, mă, col, să-mi vină? Da, dar mi-ai luat toți banii, bre. Vine 3-ul sau 8-ul? Hai, mă. Col! Teu! Hai, mă, 8-ul. 8-ul sau 3-ul? Domnul Vane, ați ieșit așa de vreme? Nu merge, nu merge, treaba. Încă una, asul pop, din nou. Fute-te în gură cu șochit popa. Și pălălalt, și pochit, șochit. Am zis să fiu și eu ca Neavanea, să fim egal acolo. Cred că banii ăștia vin la mine, domnul. Cred că banii ăștia vin la mine. Bă, ăsta dă bluff, dar cred că are dă bluff. Mi-a dat 30 acum, e bluff. Mi-a zis mie așa urândunică. Vrabia, mă, la-i visează. Băi, tu să știi de la mine, că eu te miros pe tine ce ai mână. N-ai nimica bun, maxim o pereche, dar nu vreau să-ți plătesc. Am două chiar. Hai să vedem. Ia fold, bucură-te de așa, 170. Nu, că cred că sunt, ia uite-le, două. Ia să vedem, domnul polițaiu. As capa, ia uite-le, pac. As capa? Da, mă, da. Uite, mă, că a avut, i-a dat dumneavoastră godul. Mi-a dat. Dar să vezi când ia acum. Da, ce ar Dumnezeu nimic. Bă, i-a dat ascopul ultimele două meciuri, ultimele două cărți. Ce aveai? Domnul Timi, n-ați pierdut cu mine zilele trecute vreo $2000? 8 cu Juve. Nu cred că, eu cred că frate meu la mai mic, Billy. Frate, nu înțeles. Da. Iar aveam chintă în spate, Florin, da. Dar nu știu ce s-a întâmplat, nu l-am mai văzut de ceva timp. Prostip acolo pe la el, cine știe ce o face. Știu că tot Turner îl chema. Da, frate meu mai mic. Nu știu, am înțeles că s-a plecat pe la zona cu zăpadă pe acolo. Deles, jucăm pe asta chat? Zicea că vrea să-și facă iglu. Bă, dar stai în urmă cu live-ul unii. Este rândul meu, nu? De obicei al cui întreabă. Hai să ridicăm un pic măsura aici. Ha, mă, m-a nebunit ăsta, bă, băiatule. Dar nu șerif, da, matale. Nu mai pe d-astea joacă, băi, nene, băi. Nu mă pănești. Dacă aveai 1000 în buzunar, mai ziceam, tu dai col fără să vezi, tu dai race fără să vezi cărți, mă? Le-am văzut pe alea și mi-e destul. Ai văzut, da. Ai vorbit primele 3 cărți și la ultimele 2 te-ai bucurat, runda trecută, că te-am văzut ce aveai în mână. Ai simțit? Nu mai gura-i de tine. Nu știu, dar poate ai treabă, domn șerif, eu știu. Am trebuie să facem infractori pe imediat. Pe zonele alea rău famate, pe la mine poate o fi cineva. Da, poate una acum. S-a făcut ușor de 100. Am mai făcut 100 de dolari. 7 și 10. Hai mă! Dai să mai iau o mână de la ei. 7 și 10. Hai mă! Îmi trebuie un... Nu mai asta e ultima mână, mă retrag. Nu. Haideți, domnul Rareș. Domnul șerif joacă numai în aroganță, numai în destea. Joc și-o dăm puținul meu, că salariile sunt mici. Da. Am zis-o. La aia mă gândeam. Ba, ia uite bet acolo.
Haideți, băieții, dacă toți sunteți tupeu. Oh, hai, Vanea, nu plătești? Te gură de bășit. Ăștia-s banii de la... Aoleu, iar? De la cetățenii pe acolo, pe la mină. Care-i japonești pe acolo. Mamă, dacă nu-mi intră chinta asta, ne băiesc. Mă nimeni pe nimeni, domnii. Ha, haideți, toți olin, dacă tot. Bă, dar așa se uită pe live, știu ce am eu cu aia, acum mi-am dat seama. Mamă, se joacă periculos, mă, asta, bă. Eu acum mi-am dat seama, că eu sunt live, mă, văd cărțile oricând, deci nu. Am făcut 300 de dolari acolo. Am dat, domnul Bonfăit. Hai, fraiere, dă-i, că tu ai început. Olin! Mamă, și s-a strigat de 400 aproape. Mamă, 340. E că e chiar 400. Hai să fie, hai să sară cărțile, hai să sară cărțile. Nu! Hai, 12. Nu, futu-ți morții, mă, te mor! Nu mă mai joc, bă, nene, nu mă mai joc. Dar mi-a dat seama după aia că îi se uită. Băi, tu vezi că ai fost clar văzător, tu ai văzut în stele, știi ce zic? Acum mi-am dat seama, la ultima mână. Nu mai joc cu tine, cu ăla, cu turnerul ăla nu mai joc. Aveam damă pe... Taci, mă, că ai văzut în stele. A stricat toată treaba. Hai, bă, ce zic, dacă l-am s-a uitat pe live-ul meu, tai pula să mă arfa. Ea mea că prea juca, știa cât să joace. Domne, v-a supărat pentru 30 de dolari, domne. Care-i banca? Unde-i domnul? Bă, ce-am mers eu, mă, băgam aici, pula. Bă, nu asta. Domnul Rareș. Stați, domne, pe loc, v-a supărat la 300 de dolari. Nu vreau, mâine, nere, niciun ban de la tine. Bă, vino să ne spălăm, mă. Da, bă, că trebuie să trimit căruța asta. Unde dracu i-dam blamă? Lasă, domne, că vă iau eu banii, stați liniștit. Îi dădeam dumneavoastră, domnule. Nu vreau. Să ți-i pui pe piept. Gata, vrei, mai am... Unde dracu ne spălăm, mă? Hai că nu ai ieșit cu bătaie? Să-mi va fura. M-am enervat un pic. Unde dracu ne spălăm, mă? Băi, Vanea! Stai, mă, fudu-te în gură! Ce-a făcut? Asta e și, mă? Unde-i, mă, Vanea? L-ați văzut cumva pe moldoveanul de Vanea? Nu, bre, nu, n-am văzut. Scuzați-mă. Nu faci rău, probleme. Unde-i, mă, Vanea, mâncava și pe ăla ăsta? N-am, mă, că m-am pierdut de prost ăsta. Unde-i Vanea? S-a dus să se spele la uțe. Unde? Uite aici, în baie, înăuntru. Păi de ce nu mi-a zis și mie, mă, handicapat? Vanea, stai că spăl eu uțele! Uite aici, intră. Vanea! Da! Hai că spăl eu uțele, vino cu a. Nu, lasă că mă spală fata asta. E o fată? Deschide, bă, că sparg ușa, bă! Ei, nu, stai acolo! Deschide, bă, că sparg ușa! Stai, bă, lasă-mă să termin baia! Cred că trebuie să iasă el ca să pot eu. Da. Haide, bă, Vanea, că intru! Așteaptă o leacă, stai așa... Acuma! Stai. Sparge ușa, berbecu! Stai, mă, o leacă! O, e gata baia! Stai, mă! Eu nu... Amoare. Da, ești bine? Păi... M-a luat un pic de la genunchi. Nu mai pot să mai ies din cadă. Deschide, mă, fudu-te în gură de moldovean, te speri numai tu? Gata, mă, gata, hai că vin acum. Iertați-mă, așa mă ia pe mine de la miros. Vezi că e și fata aia afară, aveți grijă. Nu e. Bă, tu ești înăuntru cu mama, mă? Deschide, mă, fudu-te în gură, că te... Bă, îți sparg ușa. Gata, mami, ieși. Fac berbecu. Hai, poți să intri tu, gata.
A, așa cine-i? Bă? Măta. Hai. Ma. Hai da pula mea. Intră. S-a dus și lev. Da. Copii, închideți ochii. Stați, mă, și ți-am eu la tâțe pe Omega. Băi, ce faci, mă, înăuntru acolo? Taci, mă, un pic. Așa te iubesc, papa mea. Mamă, ce curuleț obraznic. Vanea, vino și termină, mă, de spălat la coaie, băi. Lasă-mă că te ajută fata acolo, las. Haide, haide. Hai, mai ai mult? Nu, nu. Cu cap de dup până la cadă. Ce vrei, mă, e un joc, e cu 18 plus, ce vrei? Aia, să mai întâmplă. Nu mai ții nimic de Vanea Moldoveanu chinez? Nu, mă, pe eu sunt ăsta. Mi-a făcut și mie pula mare măcar. Oh. Am altă treabă oricum acum, ia uite, suntem spălați frumos. Ca lumea, curăței, ia uite-mă. Ha-ha. Ți-a plăcut, mă? Da, da. Mai venim? Nu, nu, i-am dat 5 dolari lui aia degeaba, a zis că mi-o suge măcar. Mi-a băgat mâna la coaie. 5, că ai dat 15. 5, mă. 5, prostule, 5. Păi aveam 15 toți banii și mai am 10. Ei, ia stai pe loc așa. Șefule, ia zi-ne și nouă, cum ne facem și noi așa la cal? Ia uite-mi. Stai, brei, stai așa că-ți dau cu drumul. Cum ne facem și noi așa la cal? Urmează-mă. Da, ai bani la tine? Am 200 de dolari. Haide. Dai să-i dau și de mâncare și să spăl și calul, că săracul e împuțit rău. Păi vine un cal după mine. Dar nu... A fugit doamna când... A plecat fata. Hai, mă, îți dăm și noi de mâncare la cai. Ia ticule de la domnișoara asta de aici. Ia și tu o perie și morcovi. Vanea, dă-mi și mie o sutică, că eu n-am bani. Și cum îi dau morcov? O sutică n-am, dar îți dau 50, ia vin încă. Te urci pe el, flexezi mușchii și... Ah, ok. Dai pe morcov. Și că dacă scoți după la cadă când ești în ea, îți trage oțele și șarpele, e te pulă. Mersi, prietenul meu, Vanea. Deci trebuie să ne urcăm pe el ca să-i dăm morcov? Ia, tata, ia. Da, da. Cum ai făcut, mă? Cum a zis el? Mai zi o dată. Flexează mușchiul. Flexează, așa, mă. Aveți grijă că Dambla lovește. Ți-am zis, băi! Îl omor. Vino la tata, băi. Și apă trebuie să-i dăm? Nu, nu. Mamă! Iar a venit ploaia! Iar a venit ploaia.
Haide la așa, băi. Hai la așa. Să-mi trimiteți cai. Trebuie să-i trimitem? Da, da, da. Cum faci, mă? Flexezi mușchiul, click dreapta și dai pe F. Gata. Câți bani trebuie la așa? Diferă, vă pune și voi din alea mai... mai... prețuri diferite. Ce, mă? Să-mi iau cea mai ieftină așa? Așa. De aici, la echipamente? Bă, ăsta-i Dambla, mă! Cum a zis? Cum a zis, mă? Echipamente de acolo? Da, da, de la echipamente. Dar eu nu am. Nu pot să dau. Dă-te de aici. Păi l-am trimis, mă. Stai, mă, că l-a trimis altul, mă. Trebuie pătură? Da, mă, ho, că îi punem pătură, na, uite. Enter, dar cum o iau? Stai așa. Blue, cum iau? Că mi-arată 0 preț. Stai așa un pic. Păi nu, 0 ți arată, stai numai la tine. Ce, mi-a zis cineva că trebuie să pun pătură. Da, și dai pe săgeată, dai pe dreapta. Aici e 0 dolari să elimini pătura, gen. A, și am mai multe pături. Da, și da, da, și multe. Trebuie să pun pătură înainte? Da, pui pătură. Vezi, după aceea să nu-i dai elimină, să o ștergi de tot. Pui pătură și după aceea pui șa. Eu n-am bani nici de pătură, mă, cu ce mi-a dat asta. Gata, mă, eu mi-am pus. Ia, și acum dacă chem calul, vine direct cu șaua? Da, da. Da. Auzi? Da, 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 da. Așa și după aia puneți... Păi nu mai rămâi cu bani de cea dacă păi spui și... Păi nu am nimic, ce să mai... Am pus doar pătură pe el. Așa și pune și șa acum. Păi nu mai am bani, mă. A, ba da, mă, stai acum. Păi ți-am trimis eu acum. Da, da, stai. Ce mai aveam la mine, 120. O 120 mi-ai dat? Ce fac mă cu 120, mă? Găsești, găsești ea. Ce șala mea. Cum e, domnul Vanei? Altceva? Altceva, altceva, tata. Cum se simte fundul acum? Altfel, e scut la coaie. Ar trebui să merg să antrenez calul, nu? Gata, moșule!
Ia uite pompicule ce are, ce are cornelușa. Stai să-l vezi pe al meu, vino cu ea. Ia să vezi. Haide băi. Ia uite-l. Păi și șa nu i-ai pus, mă? Păi ce-i trebuie șa, băi, am pus mască. Bă. Haide bine, măcar ți-ai pus o pătură, nu, mai, nu te mai strânge așa la coaia acolo. Ha-ha! Și acum hai să mergem să-i antrenăm, băi. O, dracu, nu vezi pe unde mergem? Nu. Sunt antrenor special pentru cai, tot ei și potcovesc. Cine mai arăta și nouă pe aici, domnul instructor? Ce vreți să mai faceți? Mai dăm și noi un heavy chest. Ce mai putem să mai facem pe aici? Mai deschidem și noi una de 400-ici? Normal. Și nu mai am și... Face cât o livrare, să mai facem niște bănuți. A, 800. Livrare de ce? Deschidem și noi o cutie de 400-ici. Vedem noi ce ne dau oamenii aia de livrare de acolo. Dacă așa. Uitați codul CONACU pentru 10% bonus de punere și ultimul link din descriere vă bagă direct să vă faceți cont. Pac! Am plecat. Ia zi, Ponficule, mergem să căutăm aligator auriu? Mamă, ce prost. Uite mă, și-a pus coarne, bă, l-a făcut vacă. Eu acum am văzut. Animalul! Hai că dăm repede un upgrade. Așa, Cornele, cacă-te. Bă, să-mi iau și o țigăr. Da, dar de ce stăm noi în ploaie? Da, să facem algoritmul ăsta. Că mă grăbește Vane. Bă, dar ce mi-a făcut ăsta mă la click? Imediat mi-a făcut o setare, dar apăs un click și mi se face asta mică. Cum vede calul lui Fonfi? Vede, pe sunt ochiane de alea. Tata, dar am făcut calul de mări. M-am plăcut. Mamă, nu nimic. Împlinirea asta. Altceva. Asta e mult mai bine, Cornel, acum cu șapă. Nu vrea. Să vedeți când i-a antrenat. Auziți? Da. Haide, băi! Haideți să vă arăt cât de antrenat e calul meu. Ia încercat să-mi căutați în geantă, domnul Ivan. Pleacă copita! Ia fuge calul lui Vane. Reușiți, domnul Vane? Nu prea. Vino mă, pula mea încoace, unde dracu fugi? Că uite că nu mai ascultă de stăpân. Cum să n-asculte? Nu prea caută, nu știu de ce. Am înțeles, lăsați-o. Să trăiți, să trăiți. Am blocat calul. De ce îmi spuneți mă și mie că sunt în scena aia? Am înțeles, și cum ar trebui să-l antrenăm? E prin internet. Să un antrenor. Haide mă, vină mai aproape și tu încoace. Hai că mergem așa ușor, mai vorbim. Dar durează 45 de minute, o oră să-l antrenezi. Și trebuie să lăsăm calul acolo cum ar veni. Da, da, da. Și la potcovit? Potcovitul potcovește repede. Da, cam cât costă un potcovit așa? $80. Aoleu! Și dacă... Și la potcoave e tot așa de diferențiat. Nu mă joc, joc ăsta, doar aici la băieții ăștia deocamdată. Pe viitor poate, da. Argint și din alea haurite. Ți-ai zis că vreau să dau și o comandă de mâncare, că se închide la mâncare. Înțeles. Haide mă. Hai mă. Și alea haurite cât sunt? A, alea și cele mai scumpe.
Cu ăsta mă tai antrenat? Al meu da, al meu este. Și dacă vrem să facem ăsta, de exemplu, noi avem cai și eu și ăsta, nu? Da. Nu putem să-i împerechem să facă și mânz. Păi aveți amândoi mascul, mi se pare. Înțeles. Și ăsta mă tai ce-i tot? Mascul? Da, da. Trebuie să ai femelă și să-l duci la antrenor și îl dai la mână. Și din masculul antrenorului cu femela ta, în 5 zile e mânzul. 5, 6, 7 zile. Și ce se face cu mânzul? Și e micuț. Ce face cu mânzul? E micuț așa, da. Și îl bagi mânzul unde trebuie. Da, stați un pic, am dat și o comandă de mâncare, cea, nu vă supărați pe mine. Stai, mă, ce faci, mă? Păi dacă m-ai dat jos. Păi, eu te-am dat jos. Pe cine a sărit, mă, pe calul meu? Nu, eu, mă. Du-te, dracu, de prost. Deci unde mi-e comanda, mă, cu aia? Bă, ăștia mi-a luat banii pe comandă degeaba, mă. Te pup unul. Dai imediat o skin chat. Vânător de recompense. Ia uzi, și trebuie să facem? Îi alergăm pe ăștia pe aici care fac fără de legi? Da, 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 luat. Băi, handicapatule, trebuie să înveți și tu, bă. Auzi, dar care-i mușchiul care să zbier și un pic la voi? Mușchiul de zbierat? Este page-up mușchiul. Aha. 2-2. E din pulă. Pe șut. E din pulă. Este, este, se schimbă acolo. Merge, mă, da, se schimbă. Nu. La bine, nu. Vanea, hai să vânăm un crocodil ăla. Băi, eu mă duc să vânez un crocodil. În Rhodes, la nenicul ăla cu craniu, luați de acolo. Misiune pentru animale legendare și vedeți ce misiune va alege. Dacă nu, puteți să mergeți la vâna de crocodil. Hai, Vanea, ne vedem la în Rhodes, acolo la ăla cu crocodilul. Cu capul ăla, da? Vasile vânătorul? Da, da, hai. Dai un 11. Stai așa că mă țumeau și o țigări. Mergem să vânăm un crocodil de salut. Mamă, ce bine e de coarea cu apară. Te vezi colțul meu dacă ai antrenat? Am uitat să-mi iau țigări pe aia, am fost la magazin și am luat doar lui Lina. E film? Da, e serial. M-am pișat în curte. Salut, băi, salut, salut. Mănânci bere.
Bă, trebuie să-ți găsești cumva, pula, pe mine acțiunile astea pe care le fac în general băieții pe care i-am văzut. Și dacă îmi plac bine, nu le-am încercat. Nu mi se pare așa wow, de exemplu, să-mi potcovesc calul, să mă duc să-l antrenez. Așa, așa, așa. Dar știu eu ce fac pe jocul ăsta. Ce tip de acțiune ați vrea să vedeți pe joc, sincer? Dacă mai ești cumva, ne-a zis să-și dea mute aici. Nu mai sunt, a luat-o în față. Bă, după 2-3 ore, după 2 ore e plictisitor, sincer, să te joci așa. Ai văzut că undeva la nu știu, la fel, ca și 5M în coaie. Orice acțiune trebuie să țină undeva între oră jumate și două jumate de maxim. Te pup, ce să se iei seara la atac? Niciodată nu m-a făcut. Uite, de exemplu, mie mi se pare că toată lumea se bagă să fie mafioți repede. Scrieți-i lui Vanea pe live să-și dea mut pe Discord, să-și dea unmute. Pare că toată lumea să face mafioți tâlhari. Ca și pe ăla, faci mafie imediat. Vom fi și Laura? Păi da, dar mai am treabă cu Laura, dar mult ce ai. Era la rol pe la ei acolo. Îmi place autopilotul ăsta să mor eu dacă nu. Lejer, să și vede frumos, e și pentru live, stai și tu liniștit. Dă-te băga mea și pula în calul tău. Da, v-am zis. Nu știu. Da. Ce dracu faci, mă? Pula mea alerg dacă îi mărțoagă calul ăsta. Și eu alerg, l-am dat pe pilot automat și dă-i. Dar nu știu cum e pilotul automat. Vău, dă-i un pic cu shift-ul și după aia ții vău. Unde dracu că îmi schimbă camera mea? Păi ți-o schimbă. A, gata, stai, cred că am înțeles cum zici. Iau! Gata, m-a luat. Băga mea și pula în gura ta să-mi bag. Ce-ai făcut, mă? Băga mea și pula în gura ta să-mi bag eu astăzi și mâine. Ia vino tu încoace. Ai dat peste dambla, fotu-te în gură, ia vino încoace. Vino să zic două vorbe. Lasă că la câte bucăți a dat dambla la toată lumea. Vino să zic două vorbe. Auzi, mă, Blue and Div? Da, da. Există și hățuri mai șmechere? Da, sunt de toate. Ah, ok. Bă, dar ce-s cu caii ăștia abandonați pe aici? Nu știu, mă, că tot văd și eu din ăștia și... A, fut-o-te în guriță să te fut. Hai, vină un coace. N-ai căzut? Nu știu, a bugui cineva o misiune sau ceva. Mamă, cam îi curg balele lui Cornel. Ăla n-a mai intrat. Mă ia șeriful să băia dracii mine. Dacă nu m-a luat șeriful să bagi pula în gura mea. Ui și tu de el, fă eschivă. Ca aia eschivă să le faci, nu știu, dacă ăștia când văd unul de-abia așteaptă, ești de mult și un șerif în viața reală. Nu toți. Dar ce frumos e, alergi la nesfârșit cu el pe vâul ăsta așa. El te obosește de dracile ăla. Nu ți obosește decât dacă ții tu shift-ul apăsat. Păi nu, dacă nu e galopul ăla cel mai puternic, gen, ești pe normal acum. Ești pe pulă, ești pe trap. Ia, te băga lângă mine aceea. Ce e mal meu, îi fuge unghiul, ești nebun, trebuie să uite într-o parte așa. De vezi dacă e antrenat? Da. Al meu fuge și stânga și dreapta aici, mă, nu prea mai știe pe unde să mai fuge. De la geometrie. Păi da. Să uită cu coada ochiului. Ia uite aici, ăștia au păpușoi plantați. Zău, salut, Alexandru, salut. Mamă, ce pe ploaia rea de atât, crezi, mă. Iar plouă, mă, oameni buni. Da, mă, să-mi bat pula. Ia, mă, să luăm misiunea aia. Ia, mă, vânătorule. Începe misiunea. Trebuie să vânezi puma legendar.
12.20, ok. Avem mult de mers? Hai că nu avem mult de mers. Hai că vin să te ajut. Mă, nu mă, că o vânez eu. O împuși, nu? Stai așa mă, că vin și eu. O să plecăm toți. Păi ce pula mea să mă face? Hai. Hai, Van. Vezi că e în spate, pe partea cealaltă, unde te lasă cala. Hai să mănânc ceva. O pâine. Începe misiune. A, berbec legendar, mi-a dat altceva. Doar între orele 5 și 13, și acum cât e ceasul? Ma. Chat, să țineți minte ora la care eram, da? E trecut, Vane. La mine e trecut, a? Da. A venit torențial. Fute-te în gura, Eddie. Dar tu mi-ai donat data trecută, Eddie, 10 cu melodia aia Boșra? Sau a fost Albert? Nu, data trecută, $10. Te pup, cu melodia Boșra. 10, bă, dar voi v-ați dus rău de tot. Nu, dar bă, automat, mă, imediat cum am luat misiunea. Păi da, dar eu nu am aceeași misiune ca tine. De nu ajunge ca data trecută cu automatul acolo, sare pe Madrid cu el. Acum 3 zile e pe el. Mamă, iar e la pubă? Da. O omor și o iau pe cal? Tu trebuie doar să o omori, după aia poți să vinzi și... Nu moare dintr-un glos, nu? Dacă îi tragi în cap, diferă cu ce armă. Vito, mai ești pe chat, mă? Să-mi dai și mie un de la un Discord, bro, un privat. Să-l dau și aici la băieți. Hai să mă opresc. Aici e? Nu, m-am opresc, să-i dau Discord-ul, Vane. Ah, stai că m-am panicat și uite. A, mai ia, mă, de ce zici că mai ia? Haide, te las să omor singură, te trimit Discord-ul, Vane. Singură, așa, singură. Pe la singură. Sunt 713. Suntem pe West Frontier, bro. Pa, Vane, te pup, te pup, nenciule. Deci eu vânez asta, mai dau un pic pe Hellcase și după aia... Mă pregătesc eu, Domamos. Dacă omor pe puma asta, că... Băi, curg balele lui Cornel, bă, uitați-vă și voi. Al meu merge și eu într-o parte, să uite așa de la masca aia. Unde ți-l trec, Vane? În... Dă-mi-l în privat. În chat nu cred că te lasă să-l pui. Sau dă-l aici. Dă-l aici, pe cameră. Eu, și l-am trecut în privat. Câți bani v-a luat ăsta, mă, să vă facă melodia aia? Cea calule. Nu știu, Sirechi a trecut. Uitați aici, e în Discord. 50 o să facem. Ai ajuns, mă? Hai, de pură unde să ajung, mai am. Bine, mai avem melodii. Mai nu știu dacă alerg bine, mă, chat, sau m-am dus pe pula. Nu, mă, dacă îi dai un pic de... Pă, dacă ai pus pin... Da, dar nu știu dacă avem aceeași locație, păi asta, nu știu. Nu, nu suntem la aceeași locație. Nu auzi că eu am pumă, tu ai slobos să te bată? Păi, poate o fi în același loc, doar că nori diferite, mă. Dar oricum, la mine cred că trebuie să mai aștept, ești nebun, că ajung peste timp. Da, ajung peste timp. Stai, mă, că mă lovește iar ăsta. Mă.
ia uite l-am pe ăsta. Ia la puma? Nu, 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 nu. Te pop, te pop. Iar ți-i schimba numele, mă? E altul, mă. Cea, calule. Haide! Salut, brodă. Mă bag puternic pe gaming. La care, Edi? Scrie-mi pe chat, băiatul ăsta. Dar care e Edi ăștia? Ia zi-mi, ci că sunt alte Edi, mersi mult de 10 euro. Edi 1, Edi 2, Edi e la fel ca noi. Stai frate, eu nu donez 10, la mine dona pleacă de la 25 de euro sus. Eee, te caci un pic Edi pe tine și tracu așa. Și el, ce să zic? Eee, corect, pe l-a luat pe piept, zic, bă, tu mi-ai donat acum 3 zile ca să zic mulțumesc, că te-am zis pe live, dar nu mi-ai zis nimica. Melodia asta merge la baie cu fata aia? Ne ducem pe pul. Bă, coaie, dar e ură că eu ajung după, mă, că și văd că se norează. Eu trebuie să vânez între 12 și 20. Cât e ceasul? 21. A unde vezi tu ceasul? Ai ceas. Unde dracu ai ceas? În inventar. Sau dai skip. Ai zis bine, bă, vin ceas în inventar. Păi și numerat. A, că stă în cinematicul ăsta. Ia stai așa că mă opresc eu să văd ceasul. Dă-i skip. Stai așa. A, e 6 și 10. Escape. A, da. 6 și 15. Hai că mai am un pic. Oprim până la 8. Stai așa că nu m-am uitat cât mai am. A, aici suntem. Dar nu pot să iau pe direct? Nu, e că e prăpastia asta. Haide mă că ajungem. Eu sunt cel care a donat? A, ok, Edi George, mulțumesc bro, de 10 dolari. Euro e ce mi-ai dat acolo. Eu sunt cel care a donat. Nu vorbeai pe chat acolo, își dai în set. Edi, e așa. Uită din spate. Fish. Fish, da, e. Din Fish. Salut, bine. Poate iar mori, am toate șansele. Oricum, prind o oră pe joc, cred că, maxim, să vânez. Dar o văd din prima puma, de un sânge. Păi nu, cred că una trebuie să iei. Păi una iau. Bă, da, mult alergăm, bă, băiatul. Da, n-avem o mașină, ceva? Ai o caravană care te duce dintr-un oraș în altul și... Ce praia? Un Model T ceva, un... E metro? Mergi cu trenul, valizi. Ia mă cât mai am. O, aici ajung, gata. Bună dimineața. Ai oculit toată stânca aia. Da, da. Bă, ai trecut și tu pe sub podul ăsta, mă? Da, 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 da. Deci suntem pe aceeași direcție, mă. Mă, dar calul meu face într-o an. Nu mai poate în pula mea. Ia mă, câte ceasul. Mamă, o fără 20, mâncați-i și pula ta. Când dracu s-a făcut de la 6-8? Da, mă, coaie, ești nebun. Păi trece timpul repede joc. Trece timpul ca nebunul și nu stă deloc pe loc. Ai trecut apa? Nu, nu, nu trebuie să trec apă. Eu am trecut apă. E clar aici, drumurile noastre ia toate. Ia taci, că am ajuns aici, cred că dau de cu mătra.
Mam, păi eu mai am de alergă 14 km, mă, frate. E albă, mă, asta? E neagră, mă. Ăla, cred că e împiție. Sau e? Nu, e. Legendarii Yuga Cougar, dar nu e asta. Asta e, asta e. Asta e? Da, da. Easy. Ai omorât-o? Păi da, un glonț i-am dat să moară. Easy for ants, ants, upper, upper, bass. Upper, upper, noroc, noroc că nu s-a spawnat lângă tine. Mi-ai făcut cu mâna ceea ce drăguț, ați văzut? Când vindeți animalele ca să faceți mai mulți bani, să le dați și skin. Vedeți pielea separat. Stai așa un pic, eu acum o am pe cal. Eu acum trebuie să mă duc în răuț acolo, nu? Da, acum poți să treci la orice cap din ăla, dar cred că în răuț e cel mai aproape de unde ești tu. Nu, în Blackwater. E mai aproape de Blackwater la ăla. Da, e mai aproape. Hai de pula mea, de ce trebuie să mă întorc de unde mă duc acum, mă? Ai omorât-o, mă? Unde dracu să mă omor, că eu mai am de mers încă 14 km. Easy for ends, chat. Easy for ends. Mă duc acum. Haide, mă, faci 60 like-uri. Haide, haide. Alerg de jumătate de oră, băga mea și pula în berbec cu fermecat sau ce vânez eu acum. Uite-l pe ăsta, stătea în mijlocul drumului. Trebuie să ajungem lângă oraș. Mama a făcut spume calul să mă rog. Dați-i și voi, vă dau link-ul lui Valiză pe chat, dați-i și lui o rundă de like-uri, să facă și el 150 cam pe acolo. Fugiți repede și vă întoarceți dacă vreți. Dar dacă vă place, rămâneți acolo, că e fratele meu. Hai, chat, fugiți și voi un pic, da? V-am dat link-ul pe chat acum, dați și voi o tură până la Valiză cu un like. O live-ul? A? Ce? Dacă se vede, ok. Da, ia, se vede, ok. Bă, uite cam pe aici trebuie să fie. Uite, și o luăm pe aici, dar noi de aici, din orașul ăsta, am plecat să-mi bat picior. Mamă, uite cât am intrat în apă. What the fuck? Poți să-mi spui și mie câte ceasul blu? Nu, mai sunt pe server. Ah. Să rămâna de subscribe, ies din câte ceasul. Măsă, măsă, Răzvan, te pupă de zis. Dar nu văd de... A. E... Unde dracu ziceai tu că eu fără 20, că abia acum ai 8? Păi, asta e. Că până am vânat și am plecat, ăla s-a făcut. A, păi eu încă nu cred că am berbecul aici. Berbecul? Las că-l fac eu, nu știu dacă vrei. Am înțeles. Să rămâna de raid. Vă pup, vă pup, vă pup pe toți. Pe unde a luat omul ăsta? Bă, uite-te, hal handicapat. Bă! Măi, bă, bă! Coaie, ăsta m-a dus... Să rămână de subscribe. Bă, e nebun calul ăsta, mă? E nebun rău calul ăsta, mă? Dă-l pe drum. Am dat dar arăceatul doar pentru abonați. Păi, de orice durată de ăla. Nu, e pe zero. Îi băgăm un rip. Te pup, te pup. Vă pup pe toți, bine ați venit. Love you. Na, mă, eu trebuie, cred că trebuie să aștept ora aia. Nu, Blu? Da, da. Și dacă stau aici în zonă, n-are treaba așa. Ma. Mai bine, mai vânesc până atunci. Bă, ăsta e nebun, mă, calul ăsta-l meu, mă. A, nebun e calul, mă. Ups. Ce-a făcut? Nu știu, faci animații. Davon, ce ai, mă, frate? Așa, stai să punem arma jos. I ceas. Așa, și acum ceasul este 8:10.
Mai avem de state și de vamos, vamos, când vine ora, ți-l dă lângă tine. Ah, ok. Și l-a zis de la 5 dimineața până la 3 ziua. Revin imediat. Haide, te pup. Mă duc până în oraș să iau căruța, că e orașul ăsta aproape aici. Lori, bună, bună, bună. Vezi să nu te jefuiască vreunul. Păi mă duc acum, mă duc în oraș. Ce ai zis tu? Nu, nu cu tine, vorbeam cu chat-ul meu. Mă duc în oraș înapoi. Să rămână de subscribe. Nici asta seară n-ai scăpat de Dambla. Ce să-i facem? Bă, 2 minute și vine vara, valiză! Cine vine? Vara! Asta e vara mea! E întâi, gata, am înțeles. Bă, dar vezi că știi că putem să împletim codița la cal? Da. Bine vara, păi nu 1 mai, mă, e vara! E pula 1 mai. E sezonul estival. Mergi Bad Vlanea și poate nu te prinde Potera. Dar Potera de ce să mă prindă, că n-am făcut nimic? Am licență de vânător, sunt șmecher. Eu mi-am luat pe 10 zile licența aia. A, pula, a trecut o zi, bă, nu? Nu mai am licență. Ce prost ești, a dat bait, blu. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, dar încă nu mai aveți un. N-ai, mai e un minut. Hai să vă pun o melodie de la mulți ani. Vamos, vamos. S-a făcut putre de bogate, pula. Câți bani ai luat, mă, pe puma aia? 2000. Pe pune? Da, da. Cum, mă, 2000? Bă, zi, mă, zici la mișto, 2000? La mulți ani, copii! Da. Da. Hai, domnește, la toată lumea. La mulți ani, copii! La mulți ani! În pădurea cu alune aveau casă doi pitici. Vine cu păza și spune: vreau să stau și eu aici. Mulțumesc, mulțumesc, aprechez. Vreau să stau și eu aici. La mulți ani! Vreau an, să copii. Stau și eu aici. E da. Ce-mi scam jucat rocul și-a durat. Așa e bine, mă, chat? Tot ce faceți că ați uitat. Cine e șeful adevărat? Cine-i bossul ăla mare? Care are, are, are și hangar cu avioane și conturi cu milioane. Îmi fac note americane. Am putere să dau legi și dărâm guverne întregi. Când puneți voi capcane, dau câteva telefoane. La mulți ani, copiii mei, la mulți ani, la mulți ani. Să vă fac cadou. Bebe, ești pe live? Hai, mă, să le fac cadou 50 de membri, mă, hai. Mamă, mă rupe, 5 milioane, mă, costă 50 de membri. Vreți să vă dau 50 de membri? Georgiane, mersi mult de 10 euro, te pup la mulți ani, copii.
Ioana Manu, tu nu mai vorbi că... Nu mai vorbi că... Vreți mă să dăm drumul la 50 de membri? M-a spăcălit, să știți. M-a spăcălit. Uite și de la Edi. Și de la Edi 5 euro și de la Georgian. Mai bine mergeau 10 membri acolo pe chat, dar nu-mi dau seama. Bă, vă dau 20. Stai așa. Hai să vedem ce variante avem. Ca să vă mai dau și pe live următor. Asta e de la Edi. Mulțumim Edi, mulțumim Georgia Mericiu acolo. Să mai bagă careva la membri. Să nu mă rupă pe mine, să le mai dau și pe Next Live. Uite m-a dat Georgian 10. Bă, Georgiane. Hai mă că dau și o 20. Haide. Dai așa. Hai mă că vă dau și o 20. Să nu știți că sunt rău. Cadou de ziua voastră, vă dau 20. Eu am luat de pe live-ul trecut, tu ai fost norocos. Stai când trimite bebe acum și cum îi trimite, bag eu în George-ul meu, în cardul meu, în care am cardul conectat și după aia vă dau eu membri. Am și ajuns aici, să fie frumos așa. Și ziua voastră la copii, da data viitoare, dați și voi share-uri la live, să ne strângem mai mult, să facem și noi like-uri alea. Dar de ce m-a pus aici? Dacă am înțeles bine, stai așa să ne mai fut pe băieți ăștia la cap. Iau skin-ul. $1 mi-a dat, mă. Păi și cu puma asta ce fac, mă? Bă! Stai, mă, ce dracu fac, mă? Las-o aici, pe asta. Păi și cu asta ce fac, mă?
$12. Ia una, da, stai așa. Gata, mă, hai că vă dau acum 20 de membri. Mult noroc la toată lumea, hai. Stai să plătesc. 200 de lei? Hai, mult noroc la membri, chat. Dacă mai vă mai aruncă cineva, Doamne ajută acolo. A, dar am Revolutul. Bă, sunt prost rău de tot. Stați un pic. Stai, mă, că mi-am băgat degeaba. Ce, mă? Renunță. Stați, bă, că eu m-am băgat dintr-un colt în altul degeaba, mai știu de asta baterie. Hai, mult noroc acolo, chat. Mult noroc. Gata? Gata, au plecat deja. Au plecat sau? Eu i-am plătit deja. Gata. Ia să vedem. Ia să vedem. Luați-i! 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 Au! Au plecat 20 cu 10 de la băiatul 30. Au! Ia, cine a luat? Cine a luat? Bă, dar asta ce fac eu, mă, cu ea? N-ați luat ce vreme, nu poate să ia toată la. Vezi că eu am ieșit? Dar nu înțeleg cum pot să iau și blana asta. Sincer. Ia uite, Ionuț, Franco, Bogdan, Alex. Mulțumesc de membru, n-ai pentru ce, te pup. Am luat Smart Baby, te pup, Damian Killer. Cu căruța. J. H, A, nu. A, mă, două, a, uite că a venit. Ia, mă, click dreapta, merge. Pune vânat, J. Așa. Mergi mai prost? Lasă-mă, că dacă sunteți pe live, ce vrei? Vrei să luați din prima? Nu fiți, mă, milogi. Am intrat de balcon. Trebuie să fii sincer, dacă ai făcut treaba asta, îți doresc doar să rămâi repetent la școală, gen. Nu să faci așa ceva. Ca să iei pe două conturi sau pe alt cont. Dar așa să... trimit cal. N-ai cum să faci asta, bro. Dă-le șansă la toată lumea, că de-aia și să pot da. Știu că zici că ai glumit, dar te-ai spart. Edi, ai luat și tu? Mamă, am luat din greșeală, treci pe șurubel. Și unde le vând, mă? La ce capăt? La ce cap de ăsta? Bă, stați că trebuie să-mi vine și mie cu mână de mâncare. La ce le vând? La ce? Cum arată ăsta? Da, hai că, bă, termină-te, mă. Sunt ceva membri, s-au dat 30. Mai convingeți voi pe cineva să vă arunce membri. Am văzut valiză. Unde vând, mă, ăsta? Un satâr. Măcelar, gata. Smokin Mihai, cine a mai luat? Mamă, Davon. Davon, am vrut să-ți dau bloc mai devreme, ca să știi, pe primul live te ard, chiar dacă ai luat membru Moca. Pe primul live te ard. Lasă Fox, că o să primești. Vă mai arunc eu pe live, o să vă mai arunc eu. Ce facem pe TikTok? Venim și aruncăm aici, le dau eu aici. Las, 50, mamă, sunt 5 milioane, am 100 de euro, o prințesă direct. Să fie primit, cu plăcere, Damian, cu plăcere. Care-i cu noroc, ce vrei? N-ai pentru ce, Smokin? Păi i-am dat, bro, i-am dat.
Cum poți să iau membru? Pe link-ul din descriere. Uite, dacă vrei să-ți cumperi să nu aștepți, uite aici, devin un membru, scrie în descriere, devin un membru. Uite. Apăsați aici și puteți să vă luați membru. Haide, vrei, nu cumperi? Ai vândut legendarii yoga. G. I-a vânat. Și asta are, are pe ea? Da, are pe ea. Ia stai să vedem dacă am găsit bug-ul. Ia stai. Drop. Cuțât. Și luăm pielea. Nu, n-are? Nu pot. Am crezut că merge să iau pielea iar. Păi cât... Bă, dar am lag aici, nu știu, nu înțeleg de ce. $15.90. Decent. Dacă am primit membru gratis la tine, conacul trebuie să-l plătim după prima lună sau e total gratuit? Păi prima lună e gratuit, că l-ai primit gratuit. Dacă vrei să îți iei, ți-ai membru în al doua lună, tu. Bă, ar merge niște farming, ești nebun pe animale, sincer. Într-o zi cred că faci vreo $10.000. Faci chat, $10.000 într-o zi, dacă stai de dimineață până seara, să-i dai? Și te pierzi la poker instant, ești nebun. Bine, că eu cred că la poker oricum. Uite, de exemplu, fii atent. Stai un pic. Stai să vedem dacă am învățat și eu. Q. Trimite H, gata. Faci mai mult? Nu mă mai joc GTA, bro. Nu poți dacă ai PS4. Dacă vânezi legendare sau aligator, faci și 30.000. A, e ok atunci. Hai să mai bage fumfi un dans așa. Haide, mă bag. Ai ajuns? Hai, Chris. Din partea lui Sirex. Hai să-mi iau și o comandă de mâncare. Pentru toți jucătorii de RDM, mai ales pentru cei care joacă pe serverul West Frontier. Ceacalule, tubă, tubătorule. Au mis ales mod COVID ca lor în tandră de da. Ca mânca la rodez de lor în per în plan bang. Au mis ales mod COVID ca lor în tandră de da. Ca mânca la rodez de lor în per în plan bang. Au și cetac păi mă iurca lei la andră de da. Că de seară dorm la ea. Au și cetac păi mă iurca lei la andră de da. Că de seară dorm la ea. Am descoperit niște burgeri. Așa. Bun. Am descoperit niște burgeri. Mâncava și sufletul vostru. Ascultați-l pe Fonfi cu vostru. Bă, mâncava și gura voastră. Știți cum sunt? Bă, demențiale. Am mâncat 4 zile la rând doar burgeri noaptea. Doar burgeri, știi? Facem și noi un upgrade că nu prea mai a ieșit. 400 ceva de 20 de dolari, avem aici cutie de $20.
$20, 20 de dolari, 20 de dolari. Uite oxii astea. Închizi live-ul? După ce mă joc ăsta, bro, mai stau un pic și da, închid. Când ne arată aici? 174, try again. Și încercăm 20 de upgrade-uri de alea. Scum? Nu, 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 nu am, nu, nu, nu știu de jocul ăla. Scam, scum. De ce că era frumos? Nu mai știu, la ce mi-ai răspuns cu de ce că era frumos? Avem 20 de iteme, le dăm la 1%. 1.05. Dacă intru în ăsta, câte șanse avem în cavaș de asta să luăm așa ceva? Hai să-i dăm un 1, uite un 2, 2, 30 așa, hai. Ce mi-e 1.05, ce mi-e 2.31. Eu nu fac reacții, bro, eu nu fac reacții. Hai să punem și noi melodia asta. Salut, Denis, salut. Mi-e dor de fanfic în joc GTA. Nu mai joc, bro, GTA, că nu mai am cu cine să mai joc și nici nu vreau să trag de oameni. N-am treabă. Și plus că eu m-am jucat cu Iza foarte mult, iau alt tip de roleplay. Nu, și nu vreau să mă joc cu altcineva, mă joc doar cu Iza, am mai spus-o. Dacă ar fi vreodată să mă mai joc 5M, mă joc doar cu Iza, cu. Nu mă bag peste brigada lor acolo, pot să înțeleg, nici nu mă interesează, nu știu ce sau ceva. I-am spus, gen, dacă vreodată ai nevoie de mine cu Fonfi pentru rol, pe tău știi foarte bine unde mă găsești. E pup roșcat. Dar de personal nu mă mai joc. Marius, unul la mână, ești mai mic ca mine 100%, nu mai vorbi cu bă, că e urât pentru tine. Și doi la mână, da, dădeam 50 de membri, oricum am dat 20, a dat și mediciul 10, s-au făcut 30. Data trecută am dat. Cum se numește burgerul? Data trecută am dat mai mult. Așa un pic. A, burgerul. Stai așa. Glovo. Boom Burger. Îl găsiți. B-O-O-M B-U-R-G-R. E pe strada Tudor Ion 13, București. Ce beat ești? Aolo, iebule. Păi stai să beau și a doua bere ca să mă îmbăt repede. Cam repede dintr-o bere să mă îmbăt așa. Haide! Capitanul KFC? Nu e KFC, n-are treabă cu KFC-ul. Băi, și sunt bun și cartofi și capreți, e ok. Nu, cred că ne intra upgrade în seara asta. Bun, să te pup, jegosul meu. Ce deagle de 530 de dolari e ăsta, mă, mâncava eu. N-avem noroc astăzi. Faci un challenge cu mine abutură? Nu, bro. Sincer, în ultimul timp prea mai îmi place să mai beau de rochie, mă. Mă îmbăt repede. Nu știu să beau, mă. Și nici n-am puțin să stau așa, să zici. A, stau la șpriz, normal. Pula ta. Hai că stăm la șpriz, bem toată noaptea. Nu, e la noi în ultimul timp, oricum. Mai suntem patru bețivi. Cum era să intre Gordal Lăbescu ăsta? Te pup, Băjegu, să te respect. Te pup, Armani. Da, mă, nu ne-a intrat upgrade-urile astea. Mai deschidem niște last blast-uri de-astea, dacă putem.
cât 4, 5. Nu mai supăra, frate, nu mai supăra. Ți-am explicat gen... Poate am un alt fel de explicat, dar să știi că trecând zi de zi, zi de zi, zi de zi, îți dai seama, orice om are o limită, că poate vine unul să-și bage pula morții mei înainte să tu și să nu știi treaba asta. Asta nu înseamnă că îmi conferă omul un avantaj, dar încerc să-ți explic. Alții sunt mult mai recalcitranți. Clic, dreapta, direct, pleacă, nu stă la discuție, știi? Da, da, corect, pe direct așa, pe direct, pe direct, pe direct. Și nu prea mai îmi place să mai beau. Să-ți beau cu ele de beții, nu prea mai îmi place să mai beau, sincer. Am și făcut prostii ultimul timp la băutură, nu mai mi-arde să mai beau. Te pup, haș. Da, aveți multe roluri la care să uitați. Nu, sincer, nu. Sunt prost la băutură. Chiar sunt prost la băutură. Ce radical. Chiar pot să recunosc cu mâna pe inima asta. Sunt prost rău la băutură. Nu. Nu prea știu să beau. Nu prea sunt om de băutură. Înainte mai făceam șprițuri. Când ne strângeam mai mulți, așa... 7, 8, 10 oameni la șpriț, beam, era ok, duceam. Uite și cum am fost la pește, că, bă, depinde, nu vreau să mănânc căcat, dar depinde și compania. Deci am băut cu neașarpe la pește, nu mănânc căcat, am băut cu neașarpe la pește, cât credeți? 40 de bere de căciulă. Am și plantat cu barca, am mers cu barca, am prins și pește, am făcut nici porcării pe acolo, ne-am culcat când s-a trebuit, ce să mai... Da, mă, n-am treabă cu Flaviu, m-am sunat a doua zi, eu am vrut să înțeleagă foarte clar ce m-a enervat pe mine. Faptul că m-au râs 2-3 de mine, că am plâns eu, păi am plâns de nervi, nu mai puteam, plus că mai am și o viață personală. Dacă pentru el nu înțelegea, că eu asta am vrut să-i induc eu ideea asta lui, să o înțeleagă. Bă, eu m-am enervat de nervi și de-aia ziceam eu că am stat la bătaie 15-0-10-0-7-0. Pentru că am stat pentru tine, că eu nu făceam puncte și mie îmi zicea lumea, ieși frate, ieși. Și eu ziceam, nu mă, lasă-l, că e prietenul meu gen. Înțelegi? De la asta mă refeream eu. Și n-ai fost fair play față de mine. Tu m-ai luat pe mine, bine, m-a prins și prins la șpriț. Nici eu n-avea de unde să știe, nici eu nu i-am zis. Sau mă rog, i-am băgat-o pe femeia, dar eu cu femeia n-am nicio treabă. Deși și pe mine popa mă înjurase, aia top donator la el. E că se putea trece peste lejer. Și el mi-a zis, hai că-ți dau un follow, că nu știu ce, după aia. După aia încerca să el să-mi zică mie la telefon că de ce mi-ai băgat fetița în zboi, unul la mână, nu vorbesc de copii, doi la mână, te-ai atacat foarte tare, înseamnă că te-a atins vorba pe care ți-am spus-o, că ți-am spus, hai ia copilul în brațe să mai faci o donație. Te deranjează treaba asta? Eu am văzut-o și pot să zic când am văzut-o. Și după aia mi-a dat-o că m-a mai făcut cu ou și cu oțet, că m-a înjurat, că era mama lângă mine, zic, bă, coaie, băgăm mame, era și mama pe live, gen, chill, ești nebun, dacă tu n-ai rămas cu ideea principală ce ți-am zis eu, nu știu ce mai face tanță. Asta e important. Și mi-a zis el, bă, n-am treabă, nu, mi-a trecut supărarea, am vorbit pe privat a doua zi, gen, știi? I-am zis eu, te-am scos de la blog, n-am treabă, ți-am dat follow înapoi. A, probabil nu o să ne mai jucăm așa. Dar i-am mai spus, bă, n-am ce să-ți fac, dar stăteam cu el, că e fratele meu, prietenul meu, fratele meu mult zis. Da, dacă eu, bă, asta mă urmă pe ăștia pe TikTok, mă, coaie, și sunt mulți. Bă, eu dacă tac, nu sunt prost, mă, mâncava jurat. Ei au impresia că ești prost. Să ne facem disuri? Nu, mă, știu. Ei au impresia că ești prost, că sunt ei un pic mai deștepți, că dacă tu taci și zici el, are impresia că te ia de sus. Nu, măi, tata, bă, oricând pot să-ți deschid gura și să spun ceea ce mă deranjează, în funcție de context. Doar că, mi-am dat seama că, bă, inclusiv și la mine, din păcate, de multe ori, bă, sunt niște oameni, suntem urmăriți în unele momente doar pentru showman. Adică doar e pe ei în pulă de principiile noastre, pe oameni care urmăresc. Sunt un fanbase, un fan pool foarte mic care interesează, știi? De treaba asta. Gen, să ai principii, bă, să nu promovezi aia, să nu promovezi aia, să-ți asumi aia, să-ți asumi când greșești, să zici un scuze, să nu fii numai cu pula morții în familie, în astea. Foarte puțin care fac treaba asta. Și mi-am dat seama și am spus, bă, cu cine mă cert? Pentru ce să mă cert? Pentru ce cumva să-ți fac eu, uite, bă, cine e X? Că mi-am dat seama. Pentru ce? Ce am făcut, mă? Te-o chem Volt. Nici nu știu ce pula am făcut. Mă rog. Înțelegi? Adică trebuie să ai și pentru cine să faci treaba asta. Gata, mă, ne-am terminat banii pe Hellcase astăzi. Da, știu, bă, Edi, crede-mă că știu mai bine decât oricine cine sunteți. Nu am nicio treabă cu treaba asta. Mă refeream la unii oameni. La bătură singura chestie urâtă la mine e stilul pompă style, da? Deci
Deci am renunțat la bețit de vreo 8 ani. Bă, și eu, dacă mă vezi cu un leleg, ce ești, nebun? Hai că mai stăm un pic așa de chill bill. Adică asta e și la mine, nu? Când mă apuc de ele, mă apuc. Și mă enervează fiecare chestie, doar că, bă, știu, îmi știu nivelul de inteligență și nu trebuie să fii inteligent să fii Einstein. Salut, Cunacu, poți să-ți urezi un sincer la mulți ani? Poți să-i urezi un sincer la mulți ani prietenul meu, Luca Rusu? Luca, la mulți ani din tot sufletul de la Cunacu și Dragoș XD. Te pupăm, jegosule. Nu te-am mai văzut pe TikTok? Am luat o pauză, am zis o săptămână vreau pauză. I want pauză. Nu mai, Dani, crede-mă, îmi bubuie capul cu aia acolo. Am intrat în niște discuții pe privat, așa. Lumea vine la mine că zice știi ceva, gen, tu ești un pic mai wise, mai de-astea. Hei, bola copiilor. Mersi mult de euro, necunoscut, te pup. Ideea să nu te avalute, ia frate. Uite, Dani, multă lume nu gândește. Bagă live-uri cu CSGO, bagă live-uri. Și eu am un vis, ești nebun, și mă depărtez de el. De ce să mănânc căcat? Vreau să-mi strâng bani. Din păcate, bă, tată, principala sursă de venit rapid e TikTok-ul. După aia, principala sursă de venit stabilă este YouTube-ul. După aia sunt angajat, am firmă care mai face, dar nu produce constant pentru că diferă de cât vin oamenii, ok? Și am și o familie, am și o nevastă, am și o casă, am și o nervii mei, am și o contracte, am și o manager, am și o căcaturi. Și lumea nu ține de treaba asta, nu ține cont. Și plus că se adună și tu vrei, nu vrei, eu am fost seara de seara, două luni de zile am fost acolo, cu zâmbete direct. Eu am avut, cred că din 3 luni 60 de zile, hai să zici că n-am făcut live vreo o săptămână jumate legate, da? Deci ce pula mea că sunt 3 luni, mai mult, ce, 2 luni 60 de vreau să zic. Din 60 de zile, zici. Am dat rateuri, gen, am intrat fără vibe vreo două live-uri, să zic, trei live-uri, în care am fost eu supărat sau trei sau pula mea, n-aveam eu chef și mi-au revenit după. Vrei, nu vrei, eu am fost care program, tată, la ora 9 noaptea, da, intru, lumea vrea să mă vadă, cum? Ca lumea, nu fac omegle, nu mai fac omegle deloc, frate, nu să mai fac omegle niciodată. Poate doar din când în când, când mă apucă pe mine, dau drumul la live, bam, dar n-am nici scene, nu mai am nici scene pentru YouTube, pentru ăsta. Nu mai vreau să mai fac, nu mai vreau. Nu vreau să mai justific chiar ideea asta, Mr. Catfish. Te cred, ești nou, poate pentru prima oară când auzi, dar am zis-o de prea multe ori, nu mai vreau să mă arăcesc gura. Așa, continuăm acolo, Dani Bănăbă. Și cumva, intrând și în lumea asta, băi, multă șerpărie. Bă, dar nu că șerpărie, ce era pe YouTube, ești nebun? Pe YouTube e 10% din cât poate. Nu, no, TikTok toată, pentru că depinzi de un om cu bani și pe YouTube eu știu doar vreo 3 oameni care se băgau în seamă, dintre care una e femeie care se băgau în seamă și încercau să agațe donatorii și donatorii, foștii donatorii mei, înțelegi? Bă, tată, deci acolo dacă l-ai luat pe unul și l-ai invitat pe live sau te-ai făcut un pic dulce cu el, cheamă-ți, bagă un leu, un TikTok univers, ăla e, să rămână. Înțelegeți? La treaba asta. Și pur și simplu atunci am clacat. Cam a prins el un pic, bea, tete, pula mea. Toată lumea face greșeli cu aia în viață. Oricum am eu chestii mult mai grele decât toată treaba asta pe care trebuie să le duc. Adică am tratat cu el, nu consider că am greșit față de el cu nimic. Eu știu exact ce m-a enervat și ce a fost în sufletul meu și ce poate încă e în sufletul meu. Dacă tu ca prieten virtual sau orice îmi spui tu mie că ești, nu înțelegi treaba asta și te interesează doar punctul tău de vedere sau doar ce vrei să spui, nu prea contează, știi? Mr. Catfish, te rog eu frumos, vii să-mi spui cum pun cenzura. Dă pe enter, am tutorial pe YouTube, caută Conacu tutoriale. Mai stă un pic. Înțelegeți care e ideea? Dacă nu faci OnlyFac, da. Și oricum, bă, coaie, eu am intrat în fuleu pe, te pup, Catfish, am intrat în fuleu pe TikTok și mi-am făcut treaba bine și o să mi-o fac super bine, o să vedeți, o să am loc unul pe România 100%. Îmi place platforma, îmi place că e rapid așa, gen de live, nu văd să fac main treaba asta, nu o să fac niciodată doar main și atât. Ce pula m-am primit.
Vezi că mâine ziua mea, poate aud și eu la mulți ani în pulul meu. Păi azi sau mâine, Edi, azi sau mâine. La mulți ani dacă e azi. Mersi, mersi să rămână. Dar nu stau să mai pun capul, o să-mi văd treaba mea. Păi asta e faza, că dacă nu e, că nu e prieten, că dacă era înțelegea de ce ai stat la bătaie, nu băga din asta, dar cine te-a pus să stai, te-am pus eu. Păi da mă, dar asta era, asta m-a enervat și mi-a dat foc, auzi, te-am pus eu să stai? Păi tu nu înțelegi loialitatea mea în față de tine, omule, ești nebun, gen tu, you doesn't matter, adică nu contezi dacă tu mi-ai zis treaba asta mie. Ți-a zis o fată pe Only, am văzut aici câteva clipuri. Pe Ome? A, pe Ome. Ce dracu Only, că mă gândeam care treaba cu Only. Dacă tu îmi spui mie, te-am pus eu, când tu ar trebui să spui, bă, omule, uite, înțeleg, cam asta era răspunsul din partea lui, băi, omule, eu înțeleg că tu ai stat pentru mine și poate ești loial și te-ai bucurat pentru mine că fac donații, deși tu ai pierdut fiecare meci și nu făceai donații, că despre asta e, nu? Bă, tată, dar nu mi se pare un argument așa de bun încât să ne certăm acum. A, exact asta trebuia să zic atunci. Pula mea, și de atunci a luat foc toată lumea, ce vrei, eu încă, bă, oricât de beat am fost eu sau cât de beat mă vedeți, eu nu-ți bag pula morți în familie, în mame, în rase, decât dacă mă provoci și faci treaba asta, da? Da? Adică, nu mă interesează, dar o să-mi aleg un pic mai cu grijă treburile. Și oricum a deranjat o chestie, că a zis el că vrei să te zic eram gen, ce mă? Că am purtat o discuție cu el și după, bă, ca să înțelegeți și voi, ca ultima chestie, așa că vreau să ies. Eu după ce am, când am avut battle-urile alea, pentru mine, câțiva oameni au spus că vin la mine, da? Că vin să mă ajute acolo. Ei, și tot ce s-a întâmplat la battle-urile alea, eu le-am avut în același timp cu Nadine. Nadine, unul sau două din trei meciuri, le-a avut grele. Unul l-a avut ușor, da? E, toți oamenii care au venit la mine au venit cumva gen să zică, a, bă, ia zic cum e, a, nu mai am, că i-am dat luna din, la modul ăsta. Și am avut o discuție cu el la telefon despre treaba asta și am spus, bă, zic, uite, eu pe moment atunci am simțit super de căcat, pentru că omul zice, bă, uite, sunt lângă tine acolo și după aia zice, păi stai, mă, că uite, i-am dat luna din și nu mai am. Indiferent, nu-mi dă nimeni vorba direct. Și eu am zis treaba asta lui la telefon, știi, prietenul meu. Și el a ținut să mă taxeze a doua zi că cum ar fi să ies eu acum să spun că ai zis treaba asta? Și eu eram gen, ma man, o zic eu gen. Cu toate că le-am zis-o tuturor oamenilor de care este vorba gen, știi, în privat. E că eu am zis, bă, m-am simțit de căcat, ești nebun? Și oamenii au spus, bă, pula mea, asta a fost situația, e ok. Gen, înțeleg și gata, și tu înțelegi și la fel. Dar omul meu a încercat cumva să-mi zică treaba asta și m-a deranjat multe chestii. M-a deranjat că nu știi care e pervers, că fiecare se face pervers pe fiecare cu aia. Și întotdeauna, după, dacă observați un pic anturajele mele, da, uitați-vă doar la anturajele mele de la începutul YouTube-ului. Eu am fost loial unei mâini de oameni. Și cu Imogen și când ne-am certat tot, ne-am împăcat și cu stresul, m-am înjurat, ne-am dat dis, n-am treabă, a vorbit prost de mine, încă vorbește prost de mine. Nu știu unde pula mea are impresia că eu trag cocaină pe nas într-una, că să-mi bag pula trebuia să stau din 5-5 minute cu nasul în ceva. Da, probabil omul meu nu știe ce înseamnă cocaină, probabil că și-a făcut gagică și habar n-are în pula mea ce înseamnă viața asta. Să nu vorbim despre treaba asta. Eu am căutat mereu, bă, hai să fiu loial unor oameni și să vorbesc. Uite, mi-a plăcut foarte mult când m-am întâlnit prima oară cu Jaxi face-to-face, că am avut de învățat de la el. Jaxi a fost cel mai chill YouTuber pe care l-am cunoscut. Și a avut ideea aia. Bă, chill, mă, că e loc pentru toți. E loc pentru toți. Gen. E, totodată, mi-a zis o vorbă foarte mare, care mie mi-a dat foarte multă speranță și foarte multă liniște. Mi-a zis, Conacule, da, e loc să soare pentru fiecare, frate. Tu fă-ți treaba bine acolo, ți-o faci bine, ți-ai demonstrat, oamenii ți-au demonstrat că te iubesc. Ce vrei tu să faci în continuare, dacă vrei să stai pe Omegle, să ai oameni pe live, că tocmai dau și de atunci am luat decizia asta. Cu aia, vă zic din tot sufletul meu, am avut oameni pe live și am avut singurel, tati, da, singurel, fiind eu prostul aici, uite în față, uite mă, vezi, da, nu 15 YouTuber, nu 20 de YouTuber, nu prea am avut eu parteneri cu YouTuber, să am oameni mulți pe live, da, să ne înțelegem cum au avut alții. Ei, nu mă interesează. Bă, nu mă mai hrănesc cu oamenii. În primii mei 2-3 ani de YouTube, poate intrând un pic în al patrulea, eram fiert să am oameni pe live, să am oameni pe... Ce vrem, am avut 5.000 pe gaming într-un canal de 76.000.
pe la mare 10-12 mii, țineam face-uri, gen intrai, am 6 luni de live-uri, 100 de mii de vizuri, 10 mii de like-uri minim. Și nu mai vorbim de 200, 300, 400 de mii, 300, 300, 400 de mii, de publice pe canal la mine. Nu mă mai hrănesc cifrele, deși vin copiii ăștia și spun, mai vine și unul și îți mai zice, ce faci mai 200 pe live? Bă, rețeta o știu, dar nu mă interesează să o mai fac. Mă interesează să am o stabilitate, mă interesează în momentul de față să pot să-mi văd visul, da? Să-mi strâng bani pentru terenul pe care vreau să-mi iau, să pot să-mi întrețin familia, să pot să-mi întrețin nevasta, viața mea, pe mama, gata. Nu mai fac momentan five am făcut fonfi, frate. Asta vreau să fac. Înțelegi? Dacă pentru ei contează 10.000 de oameni pe live, contează. Cine nu înțelege, nu înțelege. Aia. Am demonstrat-o pe oriunde m-am dus. Uite, și pe TikTok. Mi-am făcut treaba bine, bă, am luat locul 3. O să iau și locul 1. Am avut locul 2 până în ultimele 50 de secunde, dar a făcut o aroganță cineva cu bani, doamna Doina, a băgat 7 universi odată. Putea să-l bage cu încă 6 universi pe primul loc și am văzut un clip după că mai avea 500.000 de puncte și n-a vrut să le dea gen. Și atunci știu că Golden era pe primul și nu mai avea, nu i-a mai dat nimic. Mă rog, adică să mai întâmple și chestii de-astea. Dar n-am stat să mă urlu, să mă zbat, să mă pula mea, un loc 3 meritat. Probabil dacă stau iar vreo 2-3 săptămâni constant pe provocări și pe astea o să am iar oameni care mă susțin și o să-mi revin 100%. Dar am nevoie de pauză. Eu vreau să treacă, uite, mâine dimineață sunt la 9 la Tâncăbești, că avem o acțiune. După aia vreau să mă duc să-mi cumpăr niște chestii să fac o cușcă de aia. Mâine posibil să facem live pe TikTok. Să-mi fac o cușcă. Din weekend vreau să revin așa un pic. Înțelegi? Am stat gen 6 zile, 5 sau 6 zile pe bar. Nu-i trebuie la asta de a doua. Fake number? Da! Uite, vorbeam aici, Alexandru, dacă n-auzi. Și cam asta, despre asta e vorba. Dar vreau să mă retrag așa un pic din toate anturajele alea de căcat, oameni care oricum am văzut, bă, cu aia, dacă sunteți deștepți, uitați-vă cine mi-a donat mie mult în ultimele 2 săptămâni de TikTok și de ce. Și ce s-a întâmplat după, ca să vedeți, gen. Vin oameni la tine care să bagă în seamă un pic pentru tine, să-i ajuți cu ceva și după aia, pa, adio mamă, să rămână. Cum te numești pe TikTok? Uite conturile mele de TikTok, bro. TikTok Conacu. Stai un pic, te rog. TikTok Conacu. Deci ăsta e principalul meu cont. Ăsta e principalul meu cont. Și mai am unul fonfăitul Andran oficial. Hai să vi-l găsesc. TikTok fonfăitul oficial. Ăsta nu pot să fac live pe el, că am făcut o prostie în trecut și nu mai am acces la live. Ia uitați-l pe ăsta. L-a prins pe Dani Mocanu. Dar nu știam să-l prind, să-l țin. Mamă, de copă, mai dă una. Mai dă un gol. Ardu! Oh. Așa și vom făi toandă la oficial, uite ăsta e. Care chestia, tu ești cel mai bun sens și suntem unii care țin adică. Bă, știu foarte mult și ăsta e al doilea cont, vom făi toandă la oficial, uite asta, 249.600. Bro, sunt foarte mândru și sunt foarte conștient de oamenii care mă urmăresc și n-am nicio problemă, eu nu am prea mă. Știu și ce am făcut față de comunitatea mea. Poate n-am dat eu așa de mult, eu cred că am întors chestii, da? Dar la stadiu de engagement în fața comunității mele, am încercat să răspund la comentarii, la mesaje, la tot ce am putut. Am mai dat niște giveaway-uri cât s-a putut, da? Pe de altă parte, eu nu am venit niciodată cu păcănea, cu cripto, cu forex, cu băgați banii, băgați repede, depuneți $100 aici, eu până nici la Revolut n-am făcut reclamă. Și că vorbeam cu Imogen la un moment dat, zic, bă, mai ții minte când a fost cu Revolut? Zice, da, bă, că știu că a făcut Imogen treaba aia, gen, și-a întrebat comunitatea, bă, e ok pentru voi, era un win-win, eu n-am făcut-o, pula mea. Adică, n-au fost chestii de-astea și ei, dintotdeauna mi-am zis, bă, sunt eu, îmi ofer contentul, cine îl place, bine. Cine nu, iarăși bine. Cine vrea să-mi dea un leu, îmi dă un leu. Cine vrea să-mi dea 100 de lei, îmi dă 100 de lei. Sau 1000 de lei. Și așa a fost. Asta e mentalitatea mea. Și nu e banul pe primul loc. Banii pentru mine sunt consecința ceea ce fac. Uite, de exemplu,
Te pup că te le mulțumesc. De exemplu, astăzi am făcut, na, 10, 15, 20, 22 de dolari, da? 20 de dolari pe un live. Păi, 100 și ceva de lei, bani buni. Pe alte live-uri făceam 100 cum deschideam live. Dar știu foarte bine că poate nu fac pe gaming acum, dar dau drumul la TikTok mâine și fac 300 de dolari pe un live. Sau dau drumul la Omega în weekend și fac 500 de dolari. Nu, dar nu mă ghidează banul, nu e asta. Deși vreau și o bani, am nevoie de bani, îmi strâng bani pentru ceva, pe bani trăim, tată. Orice îi spune, oricât te ascunzi, toată lumea are nevoie de bani. Înțelegi? Bun, da, Dan, nu, asta e main activitatea mea, influencerală. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, vloguri, gaming, asta fac eu. Și am și o firmă care face personalizări de haine. Hai, chat, vă las că ne-am... Mamă, ne-au tipt, am mai stat 40 de minute. Vă las, vă pupă jegosul, ne vedem mâine pe Livean sau dacă nu, vă anunț pe Instagram. Dar bagați și voi un ochi pe Instagram acolo, la Conac Oficial, legat. Hai, vă pup!